Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, domnule Gonța. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Usatăi, ultima dumneavoastră participare la o emisiune TV în Moldova a avut loc în octombrie anul 2021. Și în afară Moldovii tot. Așa este. Ați fost la colegii noștri de la jurnal, la domnul Cozer. De atunci până astăzi n-ați mai participat la emisiuni. Bun, ați mai avut niște flecușteți pe TikTok și Instagram. La televiziune n-am participat acolo, da. De atunci, un an și patru luni, da, un an și jumate, plus minus, s-a întâmplat atât de mult timp, încât și mie astăzi mi-a fost atât de greu să fac acest scenariu. Cred că în ultima jumătate de an a fost cel mai greu scenariul făcut. Bun, mi-a să pe locul 2, pe locul 1 Andrei Spână. Cu el a fost un pic mai complicat scenariul. Dar care e problema cu dominatorul la Natale? Nicio problemă. Da, a fost un scenariu destul de complicat, că din mult n-a participat la emisiune. Am înțeles. S-au adunat tare mult. În acest an și patru luni, dumneavoastră, domnule Usatăi, ați decis sau n-ați decis să o cereți de nevastă pe domnișoara Nina Crețu? Încă o dată, domnule Gonță. Să o cereți de nevastă pe domnișoara Nina Crețu? Sau încă n-ați luat așa hotărâre? Băie, că uitați-vă și de visiolă el, a? Talant de prăpioș. Aici de acord. Domnule Gonță, eu, iată, chiar într-adevăr vă mulțumesc, că dumneavoastră sunteți un moderator foarte interesant, adică cel puțin nu sunteți grusnei, da? Cu domnișoara Nina Crețu este totul ok. Cum o cer în căsătorie? Vă invit vornișel la nunt, vornișel, drujca, alegeți любая poziție pentru dumneavoastră. Vornișel e bine. A? Vornișel e bine. Vornișel e bine. Foarte bine. Da, asta vă anunțăm neapărat. E frumos, e bine. Înainte, da, bine frumos tot, ok. Minunat. Domnișoara Nina Crețu are un frate destul de cunoscut în Republica Moldova. Cumnată Emilian. Stați că noi spunem cumnatăi, nu cumnată, știi, cumnatăi. El îmi spune cumnatăi Renat și eu spun cumnatăi. Domnul Emilian Crețu, da? Așa. Așa. Cu el sunteți în relații amicale, prietenești, e ok, nu e ok. El acceptă relația asta, nu acceptă relația asta. Asta să dați întrebarea lui mai bine, dar din momentul că este tot ok, ne-am văzut cu părinții, au fost în ospiție la noi, ne-am văzut la Nigurieni de mai multe ori, adică slavă Domnului, tot ok. Noi cu părinții, ca tare, toți ne-am văzut până a apărut mesajul pe data de 31 decembrie, când a 12 cineva de la Pas în Scriezișcu a stricat felicitarea doamnei președinte cu anul, că tăți citiu despre Crețu și Usat. Dar haideți așa, domnule Gonță, iată, eu nu înțeleg. Oare dumneavoastră vreți să-i luați locul moderatoarea de la emisiunea? Nu iartă-mă, zi. Perfect. Perfect. Ana Login. Oare te pregătești să mergi în loc doamnei Ana Login? Că și-o-te început-o mătale aici, oamenii se uită, țara cu cel mai scump gaz de pe globul pământesc, oamenii astăzi trăiesc și salariile le permit numai să-și asigure ceva de mâncare, ceva de hrană, să achit serviciile comunale. Da, eu vorbesc adică, adică munca lor este egală, cu părere de rău, cu munca unui sclav. Sclavii muncesc pentru mâncare, hrană și să aibă un bec. Și dumneavoastră, adică eu propun subiectele astea să le discutăm când trecem în online, după ce finalizăm emisiunea, acolo îi dăm. Ați vă-l conectești pe Emilian Crețu. Ide, znai, vdruc deveniți druși, apropieți, știi, adică... Da, am avut o istorie, nu cred că o să devenim prieteni, dar asta e altă treabă. Bun. Domnul Săt. O luăm pe rând. O luăm pe rând. Așa. Noi nu avem poziția dumneavoastră foarte clară față de războiul Rusiei contra Ucrainei. Pentru că la Chișinău, când nu e motiv de politic, e motiv geopolitic. Și vă întreb și pe dumneavoastră, ce e asta? Operațiune, agresiune militară, masacru din partea Rusiei, treaba lor, nu-i treaba lor.
zonele astea pe care rușii și zic sale lor, al de Herson și așa mai departe. Care e poziția dumneavoastră în privința acestui subiect delicat? Domnule Gonța, ceea ce s-a întâmplat în data de 24 februarie anul trecut nu poate fi numit altfel decât un război oribil, pornit, organizat, gândit de Federația Rusă contra Ucrainei. Deci, eu voi spune, eu sunt un om care a trecut foarte mult în viață. În foarte multe situații am fost și complicate, și foarte complicate. Am fost de foarte multe ori stresat, dar ceea ce am văzut eu în dimineața de 24 și explicația, adică motivul acestui război, genul cu ucrainenii vreau să taci primii și așa, nu, adică este una din cele mai mari tragedii acestui secol, acest război. Niciodată nu credeam că în secolul 21 poate să repete a doilea război mondial. Eu niciodată nu credeam că poate fi repetat războiul din Afganistan. Nu mai vorbim de ce se întâmplă în Ucraina. Deci, știu că sunt păreri diferite. Am fost surprins chiar de unele sondaje. Eu, dacă unii politicieni comandau sondaje în toată perioada asta, cât nu m-ați văzut nici la un post de televiziune și stăteam, analizam lucrurile, am făcut mai mulți sondaje, unele a mele, altele le-am citit la concurenți, dar eu aveam întrebări de genul, ce atitudine au cetățenii la noi în Republica Moldova față de acest război? Ultimul l-am văzut în decembrie, adică acum recent. Și vă dați seama, 60% spun că-s vinovați și unii și alții, dați-ne pace. Adică o cifră foarte mare, adică i-am crezut că poate 20%, multate 60%. Mulți vorbitori de limba rusă, majoritatea vorbitorilor de limba rusă care erau în sondaj, spuneau că ei țin cu Ucraina. Cei care se numesc moldoveni s-au prezentat, mă refer asta, și nu contează vârsta, spuneau, nu, că noi ținem cu rușă, că ei au început primii, că nu avem cotru. Este un lucru oribil, eu consider că este o greșeală fatală din partea autorităților Federației Rusă că au pornit acest război. Și știți cum? Dacă la un moment dat, că am explicații, unele scuze, unele, adică ca să înțeleg, știți? Dar când au început să moară sute, mii de copii, oameni, domnule Gonț, și astăzi când noi ne aflăm într-o situație că avem zeci de mii de cetățeni născuți în Republica Moldova, care astăzi sunt și cetățeni a Ucrainei și a Federației Rusă, când mă gândesc că din ambele părți încă poate să moară și moldoveni, Doamne ferește. Deci astăzi eu de ce nu sunt de acord cu poziția autorităților Republicii Moldova? Asta voiam să vă întreb mai departe. Poziția și... Chișinăului oficial. Da. Deci astăzi acest război a fost condamnat, deschis, practic, de toate statele de pe globul pământesc. Oficial, mă refer, chiar cei care sunt cu Federația Rusă, relații bune, au relații puternice economice, cum ar fi Turcia, da? Ei încearcă să negocieze, să cumva să implice în proces, dar ministrul lor de externe, președintele țării, spune că nu, că Herson, Donetsk, Lugansk sunt partea a Ucrainei și nici altfel nu poate fi, și parte. Dar în același timp folosesc contactele care au fost stabilite în zeci de ani cu Federația Rusă, ca cumva să influențeze procesele. A noștri s-au pus în rând cu tăți cu care-s contra, e ok, nu de asta e acuz. Dar e acuz de faptul că, noi plecăm din CSE, că acolo e rău. Voi aveți o platformă, să vă duceți la masă, unde stă președintele Kazahstanului, unde, apropo, am văzut poziție, că ei fiind în Uniunea Euroaziatică, el a spus că noi recunoaștem integritatea Ucrainei, suntem contra războiului, și președintele Kazahstanului, care a ieșit cu acest discurs, el a vorbit, este pe internet, sunt milioane de vizualizări, stătea lângă Putin, când punea, nu vorbea la spatele lui Putin. Care era problema dacă doamna președinte, prim-ministra, mergea pentru și există astfel de platformă. Ca tu, nu spui că m-am supărat și m-am dus, dar pentru asta ca tu să-ți
Demonstrez poziția și îți o aperi. Adică în discuție. Asta este diplomație. Dar nu. Adică dacă eu azi sunt în război cu FSB-ul rusesc de mulți ani de zile, eu trebuie... Mai zis, am câștigat alegerile prezidențiale. Băi, moldoveni, eu nu mă duc să negociesc gazul. Voi înghețați că eu i-am făcut pe și așa și așa din FSB și astăzi eu am cu dânsul război. Tu nu poți pune interesul național mai presus decât ambițiile sau viziunile tale personale. Și astăzi când tot globul pământesc încearcă. Macron, de câte ori a ieșit și a spus că este un război oribil, agresiune, mor oameni, copii, opriți-vă, opriți-vă. Eu n-am numărat, dar au fost numai puțin de 5 convorbiri telefonice, cele oficiale care le cunoaștem. Unii suna și îi spunea, Vova, Vologhe, oprește. Hai așa, hai discutăm, hai negociem. Și astăzi, când tot globul pământesc, diplomația mondială, să-i spunem, da, încearcă cumva prin canalele, cei care sunt majoritatea nu discută, dar prin cei care au astăzi un dialog cât de mic cu Federația Rusă, încearcă cumva să-i trezească, să-i influențeze procesele. Și ea ca asta, că ea abidelă-și, ea ne tăcaia, își du tramvaia, și te duci și nu ieși, să te duci, discuți, trebuie să te duci și tot timpul să-ți aperi. Dar nu cum eu am ieșit, când am mers până la Moscova să negociază cu Gazprom, ultima mea postare politică a fost, zic să-l trimis până la negocieri cu Miller și lista oficialelor care erau indicați din partea rusă, asta zic cum să-l trimit eu pe șoferul meu la Merkel. Și după asta m-am oprit, zic nu, nu-i corect. Și una din explicații, de ce am tăcut? Și pe tema războiului, și în general, de ce se întâmplă în țară, domnule Gonță, eu știu ce înseamnă să vii la putere, vorbesc de mandatul meu de primar a municipiului Bălți. Nu poți într-o lună, două, trei, să, adică să răstorni orașul sau țara. Eu le-am dat un an și cinci luni aproape. Și la cei care au câștigat puterea și astăzi, cu părere de rău, fac ce vor din Republica Moldova. Și am lăsat și opoziția. Eu când i-am dat demisia din funcția de primar a municipiului Bălți, care o interpretează oameni diferit, eu pur și simplu m-am născut în familie de profesori, am avut o educație din partea părinților, am participat la educația mea foarte mult, bunica mea, Dumnezeu să din partea mamei. Și eu tot timpul de la ei am prins, Renat, ce nu s-ar întâmpla în viață? Trebuie să ai soviți să recunoști. Când greșești, când faci ceva urât, să nu-ți fie rușine să ceri scuze și mai departe. Aici te-a dat cu trei sloiuri de vopseală, nu recunosc nici o greșeală, doamna președinte ia apără pe toți, da, trebuie să recunoaștem că astăzi pe planul extern sunt foarte puternici. Mă refer cum arată guvernarea și doamna președinte a Sandă. Că astăzi ratingul doamnei președinte și a guvernării PAS este mai mare în exterior decât în interior. Dar vreau să vă aduc aminte dumneavoastră și telespectatorilor sau să explicăm. Dumneavoastră știți ce înseamnă sindrom Gorbaciova? Eu știu. Cunoașteți, da? Să le explicăm la telespectatori ce înseamnă. Când ești iubit de tăți în exterior și o leacă tare de loc în interior. Iubit, ia și în interior, arată sondajul de opinie. Nu, stați puțin. Dumnezeu este pe primul loc, dar, domnule Gonță, haideți, eu vorbesc, da, ea e pe primul loc, dar oricum deja este o prăpastie între ratingul Dumnezeu și guvernarea PAS. Pe Dumnezeu o neacă guvernarea, adică are și Dumnezeu, poate, a ei minusuri, probleme, dar... Ăștia o îngroapă cu o viteză nebună. Știți cum se întâmplă la dânsă? Șed, de astăzi, public, chiar la conferință de presă, eu am făcut o greșeală. Cum? Pentru mine nu e greșeală. Experții spun, Renat, termină cu greșelile să lauzi concurenței. Când eu am spus că din guvernul Gavriliță, domnul ministru Spătar și domnul Nicu Popescu, domnule Gonța, astea sunt două persoane care trebuie să fie rugate să rămâie în acest guvern. Nu contează cine va guverna după ei. Adică... Domnul Spătar pentru ce? Că a dat compensații?
Domnul Spătari, atitudinea lui față de muncă și cum reacționa și cum patrudea, domnule Gonță, eu am urmărit ultimele 4-5 luni, n-am urmărit. Adică oameni se politice nu făcea, nu se implica da, în ceea adică ce nu... Da, adică omul muncea și trebuie să... Adică eu consider, nu știu, că era la locul lui, adică a încerca tot timp ce vă să fac. Domnul Popescu nu iese din avioane și asta e munca unui ministru de externe, înțelegeți? Dar guvernarea, o secundă, să-mi termin gândul, domnul Gonță, la dânsă știi cum, e ca într-un banc când îți duce un om la scaldat și iese, nu la scaldat, merge cu barca în mare, a apărut o problemă, barca a plecat la fund și el săracul înaltă din ultimele puteri și vine un vapor. Și zic, dă să te scăpăm, să te salvăm asta. El zice că nu, să mă ajute Dumnezeu. Vine a doilea vapor, dar el gata, de-am să duce la fund, îi vai de capul lui. Vine a doilea vapor, băi, dați-vă salvăm. Nu, plecați, să mă ajute Dumnezeu. Să neacă omul, asta ca guvernul care îl avem astăzi. Ajunge în fața lui Dumnezeu, zici că, Doamne, de ce nu m-ai salvat când eu mă necam, că s-a dus unul, altul, eu spuneam ca să mă ajute Dumnezeu. Și că, băi, idiotule, dar ți-am trimis două vapoare, eu nu te-am ajutat? Și doamna președinte Sandu, și guvernarea PAS, greșeala lor fatală, că ei nu acceptă critica, e una. Și sunt puțini care o acceptă, dar cel mai grav, ei nu acceptă sprijinul nici unui partid, și nu contează, din opoziția parlamentară, extraparlamentară, când astăzi am spus clar, și am făcut un apel public către doamna președinte. Doamna președinte, ultima salvare pentru Republica Moldova ar fi ca să organizăm un guvern anticriză, să fie invitați socialiștii, cine ar spune, au mulți specialiști. Mulți sunt în platforma, da. La domnul Chicu sunt o mulțime de profesioniști. Partidul nostru, unii primarii noștri în două mandate de primar, mai bine că nimeni nu cunosc, nu doar problema oamenilor, dar și de ce nu le-au putut fi soluționate din cauza unui blocaj din partea puterii centrale sau neînțelegeri. Ia că e situația. Și asta e lucru cel mai grav care eu spun. Vedeți că nu puteți. Domnul Satui, dumneavoastră astăzi la conferința de presă, deci v-ați anunțat revenirea în marea politică de la Chișinău. Ați spus că veți avea congres extraordinar, mergeți prin teritoriu ca să vedeți care e situația, vă relansați echipa. Nu care e situația, domnul Gonță. Așa ați perceput pe dumneavoastră. Ok, ce spus, poate nu mai este. Da, ok. Corect. Eu vreau să vă întreb altceva. Uh-huh. Deci în acest an și jumătate, guvernarea PAS a fost blestemată de toate crizele posibile care... Da. Așa ceva de dușmanul nu le dorești. Da. Ei au venit la putere și toate crizele posibile, toate pe capul lor. Da. Și poate aveți dreptate că nu se consultă cu nimeni dintre partidele parlamentare și extraparlamentare. Dar încearcă cumva să discute. Za granița n-am pomojut, zapad s nami, mai vin niște bani. Opoziția parlamentară, jumate dintre ea, au dosare penale. Da. Opoziția extraparlamentară și ăia sână de abia. Așa. Renato Osatăi, periodic, publică video, când pușcă o gâscă, dansează niște găluști, merge la anunț. La pescuit asta, da. N-am fost la pescuit. Totul e frumos și bine. Da. Treci un an jumate, zic că eu vin să vă salvez. Pe voi cei de la guvernare și pe voi cei din opoziție. Nu, domnule Gonț, eu n-am spus că vin să vă salvez pe cei din guvernare și din opoziție. Sau așa am fost înțeles greșit. Ideea mea constă în primul rând. Nu salvare, prima, domnule Gonț. Am locuit mai mult de 10 ani în Federația Rusă. Acum, fiind implicat în niște proiecte legate de calea ferată română, am stat mult timp în România, în Emiratele Arabe Unite, în Croația, în Germania. Eu astăzi nu o să pot trăi, deja acum mi-a fost clar, anume în acest an și 5 luni, dacă n-am putut eu trăi în Moscova, nu era atât ok cu afacerile. Nu erau dosare penale nici în Moldova, nici în Federația Rusă. Câștigam bani, relații, mă ocupam cu binefaceri, proiecte de binefacere în Republica Moldova. Fiecare 2-3 săptămâni eram acasă. Dacă eu la Moscova, vă aduc aminte, am trăit în casa mea, nu la gazdă, în chirie, era deja casa construită. Domnul Gonță, dacă n-am putut eu trăi în Moscova, unde era atât ok, n-am putut eu trăi în Dubai, în unul din cele mai dezvoltate orașe de pe globul pământesc. Da, eu o să continui să fac afaceri în afara țării. Nu pot face politică și afaceri în aceeași țară.
Și n-ai pace, oricum o să o prinești. Adică asta trebuie să fie clar. Eu vreau să câștig bani nu pentru confortul meu, să-mi cumpăr un iaht sau un elicopter. Eu vreau să câștig bani să-mi păstrez cel mai important lucru care l-au pierdut majoritatea policienilor, domnule Gonță. Independența. Iată pentru ce eu vreau să fac proiecte, să câștig bani. Și în continuare să pot organiza proiecte sociale, să le fac. Eu n-am apărut azi ca salvator, dar vă spun încă o dată. Eu le-am dat un an de zile să-și demonstreze capacitățile și guvernarea și opoziția. Astăzi vă dau o întrebare, domnule Gonță. La dumneavoastră în acest studio au fost majoritatea politicienilor din guvernare și din opoziție. Dumneavoastră, ca om care așa e meseria, dumneavoastră să urmăriți zilnic cine și declară, și face, și proiect de lege, mai departe. Spuneți în dumneavoastră 5 puncte care v-au uimit pozitiv din ce a făcut guvernarea și 5 puncte din ce a făcut opoziția. Protestul ușor cu lei îl lăsăm la o parte. E, opoziția nu prea avea ce face, dar... Stați, Oleg, ce înseamnă opoziția nu prea avea ce face? Domnule Gonță. Avea pârghii, dar puterea nu poate face multe Gonță. Lucruri pentru că e domnule Gonță, eu când aud de pârghii, deci dacă astăzi guvernarea a avut pârghii să-l dă afară pe Stoianoglă, să-l aresteze într-un mod semi-banditesc, a avut pârghii să o facă. Au schimbat legea, au făcut tot posibil. Așa. N-au schimbat, dar au cărchit legea, cum se spune. Okay, la da. Așa mai corect ar fi, n-au schimbat legea. Deci, ne-am trezit cu răspunsul de la Comisia de la Veneția și sunt de reforme justiției. Ne-am trezit. Deci, adică guvernarea când îi dă pe bespredelul, cum zice domnul Cașu, curpna calibrului bespredel, și aiștia și stau. Așteaptă cineva să le dă tribuna dacă se întâmplau o parte din acțiuni, din cele care au avut loc în Parlament, și eram astăzi cu fracțiunea partidului nostru în Parlament, apoi avem încă o tribună lângă Gros, la care mă ducem când vreau eu. Avem una afară în fața Parlamentului și dacă trebuie una o ținem pe Land Cruiser de rezervă, dacă ceva să mă duc din urmă. Deci, când vrei să obții ceva, să dai întrebări în față, domnul Dodon, președintele Dodon pe atunci, o evitați să iasă la dezbateri, unde să ne spunem întrebările, pretențiile care le avem. Să ascunde, nu, că eu cu usate nu vorbesc. Știți cum, nu știu și încolo în coace, cu usate e bandit. Și așa mai departe. Adică, știți cum, nici îmi place la tăs, când le trebuie sportul meu? Și Dodon în 2016 și doamna Sandu în 2020, trolei pas, morți în popșoi. Să vedem Renato, contra, pentru și mai departe. Cum trece, gata, tăi să încep să... Știți cum? Când nu a putut nimeni să mă dărâme. Haide să o luăm real. Am avut dosare pe timpul lui Filat, a lui Plahotniuc, perioada lor comună, mă refer, da? Pe urmă numai pe timpul lui Plahotniuc. A plecat Plahotniuc din țară în 2019. Guvernarea blocul acum, pe atunci, cu socialiștii, l-a pus să ne smite pe robul procuror general interimar. S-a făcut o comisie pe toate dosarele de rezonanță. De. De policieni și mai departe. A ieșit comisia și a spus toate dosarele usate sunt făcătură, sunt fabricate și pe dânsul și primărița, doamna primar din Drochea și restul colegilor din țară. Tot e fabricat. Vine domnul Stoianoglă după și la ales procuror general. Face o comisie, dumnealui și public. Все, toate dosarele lusate primarilor sunt fabricate. În mod baditesc, repet, îl dau la o parte pe Stoianoglă, vine robul, care iar face comisie, și s-o clasat, și nu s-o... Nu, la lusate stăte poliție. Adică, eu m-am bucurat de un singur lucru. De când a plecat Plahotniuc, la mine, că era în coaliție Dodon cu PD-ul, țineți minte, după blocul cum. Că era în coaliție cu Șor, că iar au venit oamenii buni și singuri la putere, adică procuratura de tot timpul s-a expus, că s-a expus și comisia de la Lyon pe dosarele mele și așa mai departe. Noi degrabă nu ieșim din studio. Noi avem deja prima parte a emisiunii epuizată, dar am vorbit două întrebări. Nina Crețu și Războiul și Oleacă de Maia Sandu plus Igor Dodon. Trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Usat, încă o întrebare despre această revenire a dumneavoastră. Aha. Eu cunosc vreo doi oameni care fac parte din intelectualitate. Da.
Și ei mi-i spuneau așa, iată, USATA mereu a fost un fel de opoziție non-sistem. Da? Da. Cum e rusul? În fine, nesistemna opoziție. Da, așa, am opoziție înțeles. Non-sistem. Da. Pentru că vine dreapta, vine stânga. Vine stânga, vine dreapta, vine dreapta. Și oamenii ăștia povesteau că noi ne-am săturat de așa schimbări și l-am votat pe USAT. Pentru că parcă e un pic altfel. Da. Și azi vorbeam cu dumnealor și îi spun, serios? Bațanul a revenit? Da, el și-a anunțat că el revine, noi l-am votat odată. De ce a plecat? Și oameni, eu nu mă refer că membri de partid care, nu știu, au fost cândva consilieri municipali. Da. Oameni care dintr-o parte nici nu v-au văzut pe viu în viață, doar la televizor și la puterea 4. Și acum ei sunt destul de supraceși. Sau enervați. Poți să revin, poți să fac conferință de presă, să dau la de 3 ori. Iată, pe oamenii ăștia, oamenilor ăștia, ce le spuneți? Domnule Gonță, eu pot să le spun... La localele astea care vin acum la toamnă, de exemplu, dacă se întâmplă să pierdeți și partidul nostru nu ia niciun primărie, iar vă supărați și iar spuneți domnule că Gonță, dar nu a fost o supărare. A fost o decizie de bun simț, încă o dată vă repet. Adică eu îmi pare rău că au fost mai multe interpretări, că e așa, că e pe dincolo. Domnule Gonță, eu pot un lucru să le spun cetățenilor. Și acestor domn care v-au spus acest lucru și la toți cetățenii din țară. Primul. Renata Usată niciodată nu va pleca din Republica Moldova și a trăiesc doar în Republica Moldova în comparație cu alții. Eu am venit acasă, eu m-am întors acasă în 2014, da? Și sunt foarte ok. Doi. Unele greșeli în politică care au avut loc și foarte mulți oameni supărați consider că nu trebuie eu să fac eu pauza asta de un an de zile. Eu am considerat că nu pot să ies peste o săptămână, peste o lună sau peste trei, spun că nu, că asta e așa, asta e dincolo, așa mai departe. I-am lăsat să-și demonstreze puterile. Vă dați seama? De când, deci, un partid politic, cum ar fi PAS-ul, e 63 de mandate, adică, practic, majoritatea constituțională. Restul a plecat la blocul comuniști socialiști și la șor. Da? Cu asta se zice. Adică eu consider că orice politician trebuie să-i lese un an de zile, să-i vedem și pe unii și pe alții, că astăzi un an de zile este timp destul ca să-ți demonstrezi echipa, capacitățile de manager, conducător. Dar ați lăsat Bălțiul, eu vă amintesc. Erați primar. Nu v-am înțeles, nu v-am înțeles corect. Nu, eu ați înțeles corect, da. Dar eu vă amintesc că ați lăsat și Bălțul. Domnule Gonță. Spuneți că, bă, în politica centrală nu mă bat. Domnule Gonță. Merg pe Bălț. Bălțul a fost, într-adevăr, o supărare care vă explic acum. Când am câștigat alegerile în Bălț, în 2015, primul mandat de primar, oamenii îmi spuneau pe stradă că domnule Usate, uite că aici s-au furat terenul, s-au construit ilegal în parc, nu s-au făcut niciun drum, fotbalul a murit, secțiile la copii distrusă, în bazinul din Bălți, care este astăzi cel mai frumos din Moldova, după implicarea mea și a echipei, îi bardac, nu strâng bani, piețele distrus, oamenii și deu pe strada Pușkin cu cleioancă în cap, cum spun moldovenii, și îmblau femeile în șuboți pensionari piața să cânhân chiar lângă universitatele cursul. Că comuniștii au făcut așa, comuniștii ne-au furat și în ani nu au făcut nică și Boronin era președinte, nicul cu așa. Eu mă bag. Am avut o perioadă cu tot războiul cu Filat și Plahotniuc. Și ce s-a întâmplat? Cu... S-a dublat, s-a triplat acumularea banilor de la piețele din municipiul Bălț. S-a blocat continuarea construcțiilor în parcuri. S-au reparat zeci de mii de metri pătrați, pot să-i spun kilometri de drumuri pavaje și din bani personali. Echipa de fotbal a devenit, a luat Cupa Moldovei, chiar era pe ultimul loc. Echipa de la basket, mă mândresc, a patrulea an la rând, e campionul Moldovei și câștigă Cupa Moldovei. A redeschis secția. Și în data de 20, în ce dată au avut alegerile la noi? 11 iulie. 11 iulie 2021. Bălțenii, toți cei care mi-au plâns și spuneau bravo, bravo, mulțumesc, mulțumesc, aleg blocul comuniștilor și socialiștilor. Comuniștii și socialiștilor au fost primul loc în Bălț? Da. Adică au luat 50%. Și eu zic, stai, Oleg, ceva nu înțeleg. Adică voi ne spuneți că ăștia v-au furat 15 ani,
s-a vândut terenul, Bălțui, Cerchizăvski rânăc, fără drum, fără nic, fără astea, așa mai departe. Și ei au luat 50 ceva de procente. Pasul 20 ceva și 21 sau 22 partidul nostru. Mi-a spus cu 3. Da. Adică cu... cum... Și aici eu am luat-o ca ofensă supără. Adică că... Ofensă personală. Ofensă personală, că băi, usate, dar noi nu te mai vrem. Da, am făcut o greșeală, recunosc public și ține acum de demisie pentru prima dată, că trebuia să fac un sondaj. Adică șapă să-mi dau demisie. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Eu, zic, băi, vreți comuniști socialiști? Пожалуйста. Zic, raz, eu votat pe dânșă 50 ceva de procente la parlamentare, înseamnă că eu orașul, logic, da, comuniști socialiști, dacă eu îmi dau demisie și ei vă conduc și vă doresc succes. Am plecat, am lăsat cheile de la ambulanță în fața primăriei, ultimul ce am făcut pentru spitalul, din banii personali, în Bălț. Mai departe, când s-a pornit nebuneala asta, cu Tauber, socialiștii mă uit pe locul... Adică socialiștii în Bălț, deci era Tauber primul loc, locul 2 e Grigorișin, locul 3 PAS și locul 4 comuniști și socialiști, care locul 4 cu 7% oricum, stăiați. Chiar dă să fac eu niște focus grupuri, în sondaj să văd. Și când am aflat răspunsul la întrebarea de ce în alegerile parlamentare ați votat și nu l-ați votat pe usate cu partidul nostru, adică blocul era mătă. Cum credeți care era răspunsul majoritatea bălțenilor? Habar nu. Și nu cu majoritatea, dar vorbesc despre 71%. Au răspuns, știți ce? Nu, dar noi nu l-am votat pe usate și am votat pe cine vrei. Cu usate să rămâi primar de Bălți, el pe noi tare ne aranjează. Și ea ca aici a fost greșeala mea fatală. O spun public acum și... Adică eu vorbesc sincer. Și zic, i-am stat o leacă. Dar i-am dat măsor eu Făleștiu, adică sondaj. Glodeni, am măsurat Făleștiu, Glodeniu, Cantemir, și Vulcănești, în Găgăuzie. Vorbesc de orașe, de ce anume astea, că acolo sunt primarii din partea partidului nostru, care ca și mine, în 2019, domnule Gonța, doamna Cereteu a câștigat cu 80% în primul tur, necătând că doamna Sandu era prim-ministru, domn președinte, Șimblaș, Greceană, necătând că vinea doamna Bașcan Irina Vlah cu Greceană și cu Dudon în Vulcănești, în primul tur a câștigat pe Trioglă, și când măsor, dar pe-a noștri îi iubesc pe toți. Deci aici am greșit cu strategie și am confundat alegerile locale cu parlamentare. Că oamenii nu vreau eu să dea drumul. Drochienii o iubesc pe Cereteu. Nu vă dați seama? Cu regimul Plahotniuc picat, picat, socialiști cu blocul acum, ei doar nu au câștigat la mine nici o primărie, la noi, la partid. Nici Bălțu, nici Drochia, nici Făleș. Deci unii am avut primari care în 4 ani s-au demonstrat capacitățile cu fost oameni gospodari, noi am recâștigat toate primăriile din oraș, majoritatea în primul tur. Înțelegeți? Și atât aici a fost greșeala mea. Adică eu trebuia după alegeri din tâi să fac un sondaj să văd deși bălțenii nu m-au votat și pe urmă se iau decizia. A fost o decizie pripită, eu nu pot învinovăți bălțenii, pot să mă învinuiesc aici doar pentru mine că cum zic rușii, 7 raz atmeri, e 1 raz atrieși. Și aici, asta. Dar în același timp, domnule Gonța, vreau încă o dată. Eu poate am greșit în fața și la alt cetățeni. Dar eu tot timpul, mie nu mi-a fost rușine să încerc scuză când greșesc. Și cel mai important, adică nu cel mai bun, eu tot timpul recunosc greșelile când o fac. Și tot acum vă spun un lucru, că eu am avut și alte probleme. Când jumătate și Dodonul ieșit public, dragii друзья, я проиграл выборы президента из-за Рената Усатова. Anchi Cazios, peste o lună undeva după lider, el ieșit într-un live, Усаты este divină pe... Adică nu a fost deși nu cu Leocu, cu combinațiile cu Plăhătniuc și mai departe. Deși domnule Dodon, acum o întrebare public și pentru telespectatori, dacă ești puternic și nu contează, primar, deputat sau președinte de țară și ți-ai făcut un rating beton, nu te dă jos nimeni. Dacă mergem după logica lui Dodon,
Dacă eu eram rău primar de Bălți după primul mandat, cu implicarea lui Dodon, care face poză cu Putin fiecare săptămână, doamna Sandu, care era aplaudată de totul eu și susținută de cel mai mare... Deși ei veneau la Bălți și nimeni nu putea să-mi câștige alegerile. Cu oamenii au zis că ei, nu, Dodon, ești președinte, maldeț, înapoi, doamna Sandu, înapoi la guvern. Noi iar îl vrem pe usată. În primul tur mă refer în 2019. Și acasă asta a fost... Nu trebuie niciodată policienii să învinuiască pe unul sau pe altul, că am pierdut din cauza ta ori din cauza tui. Astăzi, Dodon și-a vrut, după ce ne-a făcut el la Moscova, după ce au suferit inclusiv și părinții mei, nu doar familia mea, și colegii de partid, dosare, închiși pe la pușcărie, lor amul le-a dat câte o amendă că nu a plătit Lunina și eu, ai, Valia, murim, dosare penale, regim. Băi, voi ați stat 8 ani de zile în ont. Vă trebuie voturi să ajuns în Parlament. Plahotniuc l-a scos pe usată în 2014 și Dodon, op, prăscăcil, da? În 2016 l-am susținut președinte. Am prinit-o după asta 4 ani de zile, la și de dreapta. În 2020 am zis că merg contra lui Dodon și am cerut cetățenilor să mă urmeze pe mine. Am o prinesc, prădal să mai Sandu, te-ai vândut lui Sandu românilor, americanilor și tot așa. Acum, după și am mai călcat prin străchini și ca să nu sufăr eu tot timpul de cauza cuiva, că cam așa la mine s-a prinit în politică. Adică că mă băgam, unii nu trebuie să mă bag. Și cum spuneau analiști politici, gen domnul Boțan, usate, ca să nu piardă electoratul, nu trebuie să fie nici pe unul, nici pe altul. Și atunci o să fie tot ok. Eu astăzi vă promit public că eu niciodată în viață, domnule Gonță, ca să nu mai nimeresc eu în dar avere, dacă cumva vom avea niște alegeri într-o zi sau alta cândva și eu nu voi ajunge în turul 2, sunt realist, nu mă întrebați nici dumneavoastră ca reprezentant mass media, moderatorul unii emisiuni, nici colegii dumneavoastră din presă, cetățeni, oi, cu cine îți votăm în turul 2? Ori usate, ca să demonstrez asta, hai cu Maia. Ori hai cu Dodon, ori hai cu Sfântul Duh. Înțelegeți? S-o gătit cu pomenile. Te-ți o profitat de bunătatea mea din 2009. Când vine Filat cu bășitul la Moscova, și alți policieni sunt terminalisti, ochii mari, dar atât aproape au fost. Când trebuie unul să meargă la Patriarh, alți hotărâm niște probleme, a treia trebuie bani pentru sinistrați la Cotul Mori, atunci usat era maladeț. Cum am venit? Ei toți și neglijența lor față de cetățeni m-au adus în politică. Și în politică eu să rămân. Și nu contează pentru mine... Cum ziceți dumneavoastră, ca să mă supăr că nu câștig niște alegeri orale. Nu, domnule Gonță. Eu astăzi îmi pare un singur lucru. Că au trecut peste 30 de ani de la independență, partidele vină și pleacă, la oameni nimic nu s-a schimbat, nici în buznari, nici în frigider. Dar astăzi politica guvernării PAS a adus oameni într-o așa situație, cu oamenii se uită la fotbal, la Polea Chiudes, la și vrei, dar nici nu privesc emisiuni politice, eu mă uitam și se întâmplă pe rețele de socializare, n-am avut alte date, care ratinguri erau la emisiuni, la politicieni, ca vizualizări mă refer, la toți astea, și care sunt acum. Deci, eu astăzi cetățenilor le promit un lucru, voi fi sincer, așa cum a fost toată viața, dacă voi cădea, mă ridica și mă merge înainte, viața și activitatea unui om trebuie să fie evaluată. Nu după câte ori, după faptul de câte ori a căzut, dar după câte ori a reușit să se ridice. Și asta s-o demonstrez. Frumos spus, dar eu vă rog. Iar frumos spus. Domnule Gunță, haideți să răspundeți. Nu mă încurcați, că muș eu iar astrag una. Și pe urmă dumneavoastră astea. Haideți să răspundeți la întrebări. Ați ziceți că aveți probleme cu audiovizualul și mama... Da, nu, da, nu. Bun, ținta... Da, nu. Ținta dumneavoastră următoare sunt locale. Dumneavoastră personal, mai candidați la funcția de primar de Bălți? Dumneavoastră personal, partidul nostru e altă treabă. Domnule Gonță, acum la moment, pentru următoarele 3, 4, 5, 6 luni, eu v-am spus asta nu că merg în teritoriu să măsor spiritele. Eu v-am spus că eu merg în fiecare sat și oraș să construiesc organizare, să fac reorganizare unei nevoie în organizațiile așa primare și să le creez pe cele noi. Care e problema cu care se va confrunta, la care a să ajungă domnul Ion Ceban? Asta a fost greșeala mea și eu văd că dumnealui o repet. El oricum face ce vrea, dar vă spun că se repet. Și am în vedere. Eu stăteam primar de Bălți.
Asta nu e prin dansa, nu, dar... Maia Sandu la Glodeni, Dodon la Edinț, Mișa Gimpu la Bătut Răsărită la Coloniță. Adică tăți făceau politică, făceau structuri și mă... Eu și de mâmbălți. Nu poți fi primar a oricare oraș din țară și în același timp să construiești organizații de partid. Și asta a fost încă o greșeală de-a mea strategică, când primarii de oraș erau și președinții organizațiilor raionale, că cum doamna Onusul din Glodeni sau domnul primar, primar dimineață până seara și problemă în drumuri, canalizare, lipsă... Adică la funcția de primar nu candidați nicăieri în anul 2023. Domnule Gonța, dacă... Nu dacă. Scopul să construiesc organizații puternice. Eu trebuie să iau o decizie. Ia azi, la ora actuală, nu-i luat. Nu. Oare mergi toată viața ta primar, repet, toată viața ta sau foarte multe mandate, sau faci politică națională. Acestea două lucruri nu pot fi combinate în politica din Republica Moldova. Decizia încă nu este luată. Dar cum eu pot să eu, când așa, eu trebuie să construiesc partidul? Partidul nostru clar că va avea candidat la funcția de primar de Bălți. Domnul Gonță, noi avem 8 primari de orașe care deja câte două ori au câștigat mandatul și sunt sigur că să-l câștige și a treia oară și sunt foarte mulți candidati, deja am fost contactat din diaspora, o doamnă din Ocneț. Bălți. Și partidul Bălți nostru va avea candidat? Bălțul merită un primar foarte bun. Doamna Grițco? Doamna Grițco? Deși doamna Grițco vă interesează anumit? E adevărat că doamna Grițco va candida din partea partidului nostru? Nu este luat așa o decizie, deci vă... Vă întreb. Eu am făcut niște măsurători și ține pe... Dacă de doamna Grițco să finalizez gândul, nu este luat o decizie că va fi dumne ei sau altă persoană, dar doamna Grițco intră sigur astăzi în turul 2. Dacă participă doamna Grițco, cum am întrebat și vă spun deschis. Deci astăzi în turul 2 intră Tauber cu Grițco, după cifrele care sunt. Tauber, apropo, iată, amintesc, de când ați participat, nici pe cauza Tauber nu l-ați comentat. Tauber trebuia scoasă din curs. Eu nici un caz n-am comentat. Așa e. Da. Tauber trebuia scoasă din curs electorală când a ajuns în turul 2 sau nu? Trebuia să fie scoasă înainte de turul 1. Deoarece tot ei atât au zădărât bălțenii, că au făcut-o anume cum au făcut-o ei, ei au făcut-o cu piciorul și cu sapă, și cum, adică cam cum m-a scos Chiorâș pe mine Plahotniucă 2014, vorbim despre metode, au fost folosite aceleași. Și de atâta bălțenii s-au înervat, eu când am văzut prezența la vot și au ieșit la vot 8%. Da, a fost... 7 sau 8, adică am rămas șocat, adică... Și Tauber, nu credeți că câștigă din primul tur? Bălțul? Da. Nu, dacă partidul nostru are candidat, nu are nicio șansă. Deloc. Să câștigi din primul tur. A? Să câștigi din primul tur, nu are nicio șansă. Eu cred că n-are câștigi să câștigi Bălțul. Deoarece, domnule Gonță, doamna okay. Tauber a mers cu promisiuni. Eu o să iau bălțenii de mână. Un candidat care poate să fie propus chiar de bălțeni, nu neapărat din partea partidului. Și o să merg pe la cele realizate, nu promisă. Eu știu ce am promis în 2019, când am candidat pentru a doua oară. Eu am promis... O să fie regulă în continuare. Eu nu umblam ca dânșă. Salarii, pensii, drumuri, niftianoi zavod. Când am văzut că Tauber promite aeroport din, dintr-o localitate de lângă Bălți, așa? Dar localitatea face parte din raionul Râșcani, dar Tauber spune că nu tot băt aeroport, niftepererăbat și zavod. Eu mă uitam. Am înțeles. Caruc. Hai la Chișinău. La conferința de presă ați spus că nu sunteți siguri dacă veți avea candidat în funcția de primar. Eu nu așa am spus, domnule Gonță. Eu am spus asta. Dacă veți avea unul bun, atunci da, el domnule se implică. Gonță, în general, așa ar trebui să o fac toate partidele politice. Dacă ai un om gospodar, un partid sau altul, în orașul Strășeni. Așa. Mergi. Ca partid, cu candidatul tău. Dar când eu văd participarea partidelor în locale, cu fiecare partid e obligat să aibă cât mai mulți candidați. Așa ați făcut pe timpuri și domnia voastră. Stai ai, domnule. Nu, domnule Gonță. Ia în ridicați statistica 2015-2019, câți candidați au avut USATEI? La Chișinău? Nu, eu vorbesc, da, eu vorbesc de toată țara. A, dumneavoastră de Chișinău. Da, okay, domnule USATEI. Da. Deci, după și am făcut greșeală cu Chișinău în 2019 și nu poate fi repetat. Să fie clar. De asta, dacă ai un candidat, și depinde de situația orașului, ca Strășeni, să terminăm.
Am văzut-o pe doamna primar de Strășeni de câteva ori. Ideam mai nu știu câte mandat și-i dă bătaie. Astăzi, pentru ce să te bagi în cahul, unui domnul Dandiș, Nicolae, că când îi vedem socialist, că unii anist, că nu știu ce să-l dați jos, băi, și des ghinșor, și-o luat Nicolae, iar 80% contra la tăți, independent. Da? Este o variantă propusă recent de către mai multe partide de o opoziție și parlamentară. Să-l susținem pe un candidat comun, bineînțeles, preferabil de la PAS, ca să-l batem pe Ion Ceban. Nu, ia ca noi până azi terminăm cu stâna asta în Moldova, noi n-a schimbăm nici politica din țară. Astăzi, voi n-ați putut asigura un ministru, în afară de cei doi, mă refer, care i-a numit, să nu-i numesc. Și voi astăzi, când văd că candidatul e Spânul, voi vă râdeți. Spânul știți că ți-a să iei. Dar nu-i Spânul. Și lăsați-l în pace pe domnul Spânul. Și dar nu, eu îi dau pace. Mă refer, nu, și care au fost anunțați în presă, domnule Gorță. Domnul Spânul, domnul Lilian Carp, domnul Vladimir Bolea, domnul Mihai Păpșoi. Terminați cu politică la locale. Oamenii au nevoie de specialiști care își demonstrează. Iată, eu credeam că Vania Cebana să alerge cu megafonul. Așa credeam eu când a câștigat el alegerile. Eu de fiecare dată când vin în Chișinău, deoarece mai mult am lipsit în țară în perioada asta, și văd schimbările care sunt, băieți, trebuie să recunoaștem public, nu s-au schimbat vreo două trotuare, cum spun ei, dar au fost schimbări masive în Chișinău, care sunt evidente astăzi pentru chișinăuieni și pentru mine, ca om care a avut experiența de a fi primar și eu știu ce înseamnă smânsie și așa mai departe. Excludeți sau nu, excludeți sau nu faptul că ați putea spune oameni buni chișinăuienilor, votați-vă pe ceva? Nu, încă o dată. Eu, dacă nu aveți eu candidat pot să tare. Vă spun un lucru. Eu unii nu o să am candidat tare, dar o să am, spre exemplu, 10 consilieri care știu că ei sunt foarte buni pentru consilieri municipali. Cunosc legislația, arhitectura, așa mai departe. Dar văd că omul nu gata, a să-i propun la consilier. Și așa trebuie să fie cinstit în tot țara. Pentru ce zbajea socialiștii cu PAS în orașul Glodeni, Orfălești, chități împreună acolo a să aibă 24%. Și PAS și socialiștii, că Severin au câștigat tot cu 75, actualul primar orașului Fălești, care era cândva profesor de educație fizică, dar s-a demonstrat că e gospodar, oamenii îl iubesc. Nu pentru ce vă băgați. Mergeți acolo unde aveți niște șocani. Că eu când, spre exemplu, l-am făcut și pe unul primar de Florești, cândva pe unul oricare Ceapa, una din cele mai mari rușini din viața mea, și eu am ieșit în față la oamenii din Florești peste o lună, oameni buni, iertați-mă, Ceapa, dă-ți demisia, nu știu, hop, l-a strâns în blaul Curculeu, Partidul Democrat dintr-o parte, socialiști din alta, nici nu țin, dar unul dintre ei l-a luat la dânșă, la astea. Ca să fugăresc după primarii. Pentru și astăzi, PAS, fiind la guvernare, unica colaborare a lor cu partidele din opoziția parlamentară și extraparlamentare din noapte, da, recunosc că nu se propun bani. N-am auzit niciodată să propui. Da, am auzit unele cazuri de șantaj. Nu foarte multe, dar le-am auzit. Dar vin și lucrează deputații lor, conducători locali, inclusiv persoane foarte publice, adună primarii de la PD, de înseamnă la PSD. Înseamnă că PAS va fi pe primul loc la locale din toamna acestui an. Doamne ferește! Domnule Gonță, eu presupun, apropo de locale, carități, partidele am, hai, locale, să dăm o bătălie. Eu, pe zi și trece, sunt tot mai mult sigur că ele pot fi anulate. Pourquoi? Vă explic. Haideți să facem așa, ca să menținem intriga, luăm câteva clipe de publicitate și după asta explicați domnule de ce alegerile locale... Terminați, faceți putea... bani pe schinare mer cu televiziunea voastră, domnule Gonță, așa nu-i cinstit. Miroasa socializm și capitalism. Am promis ca să fiu cu minte, nevasta m-a rugat să fiu cu mințel. Publicitate, domnilor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule Usată, înainte de publicitate, dumneavoastră spuneați că nu excludeți că localele din acest an ar putea fi amânate sau chiar anulate. Amânate, nu? Amânate, da. Anulate, nu. Amânate. Toată, la noi, în timp apropiat, trebuie să aibă loc alegerile a Bașcanului Găgăuzii, da? Întocmai, da. Așa. Pentru mine, astăzi, e primul termometru. Că guvernarea, dacă are gând să n-aibă loc alegerile locale în această toamnă, ei trebuie să le amâne și pe astea a Bașcanul Găgăuziei. Că nu poți să-i leși pe cei din Găgăuzia să organizeze alegerile Bașcanului și după asta spui nu, că e stare de urgență, le amânăm pe astea locale, ca sară țara în sus. Adică dacă se le amâne, se le amâne. Și dacă vedem că le amână pe astea,
Asta e primul clopoțel, Costi le anuleză și pe ceilalți. Vă explic pentru ce. Vă rog. Pentru, uitați-vă, la noi, dacă vorbim de alegerile ordinare, care sunt următoarele după locale? Prezidențiale de, anul, de la finele anului viitor. Молодец. Ia că închipuiți-vă că pas merge în alegeri. La dânși azi vor să plece mulți dintre cei care iau. E că tânt că mulți n-au primari, mai ales în satele gasificate, când văd oameni facturi, primarii vor să meargă independenți mult la pază. Și mulți vor pe asta să se ascundă, că o descoie nu la pază. Așa. Cum va arăta un partid care deține absolut toată puterea în țară, da? Și cu ce inimă doamna Sandu să meargă la alegerile prezidențiale peste un an, când pasul e 10-12-15% la alegerile locale. Dar asta o să fie, eu v-am zis, maximum. Nu minimum, dar maximum. Deci după ce o să fie așa tare loviți, politic, informativ, necătând că sunt două lucruri diferite, am vorbit despre asta, locale, parlamentare, dar tot țara străzi în gură mare, pas ia ca ratingul vostru. Și cum Maia Sandu nu că să câștige, dar să gândească să câștige în comanda de președinte. Zero șansă. De asta această tragedie pentru ei, ei cumva o rămânau. Și eu cred că doamna Sandu, de cauza și multor partide din interior, a să dă într-o zi cu șocanașul în masă. Dar ea are posibilitatea asta să o facă și a susții majoritatea partenerilor din exterior. Și a să-i zic, perezagros, ca scăp de anii de unii nu știu ce să fac, alții vor acolo să plece o parte, treaba lor, nu. Am zis că fiecare să rămână. Dar ea poate să inițieze alegeri parlamentare anticipate ca să facă o curățare între cei care are, că are foarte multe balasturi. Și trebuie să scăpe de balasturile astea. Aștia să fie vinovați în tot ce s-a întâmplat, ea să arăte în fața partenerilor ca om cinstit, uitați-vă, da, scapă de ei și merge anticipate, necătând cazul, uitați-vă, are 63. Numai că Dumnezeu le cunoaște, le controlează 49-50 din ăștia 63. Din punct de vedere politic, nu e mai simplu să iei pe ăștia care să fac de cap în partid, să-i dai de două ori cu capul de asfalt, să-i liniștești, să-i faci cu minței, decât să riști să mergi la anticipate și poți să iei 30-25 din mandate, da? Și vine ușor cu socialiștii și partidul nostru și partidul comuniștilor, și au 70%. Și în nuntă politică, pasul nu mai face cu nimeni vecii ori oameni. Dar de ce nu faci cu nimeni dintre ăștia pe care i-a asumit? A, dumneavoastră vreți să faci coaliție cu pasul? Nu, eu nu-i desprim vorghesc. Ok, dar cine ar putea face? Șor o să fac coaliție cu pasul? Nu, cu Șor, eu cred că... Adică cu Șor poți să fac coaliție numai socialiști și comuniști. Cum ai făcut-o? Așa, deci pasul rămâne în afară. Pentru că de pe dreapta, deocamdată, nimeni nu crește. Din partidele de pe dreapta. Domnule Gonță, în timpul apropiat, fără nume, un fost polician pro-rus și pentru tamojenii Saius o să devie așa un patriot de centru și așa de tare va plânge și va sprijini și valorile europene și tot ce vreți și a să iei o parte, unii fracțiuni foarte mari și să dai la o parte. Domnul Gonța, aici s-a pornit deja o leacă de șah, o leacă de mărscoi boi și așa mai departe. Deci este imposibil. Pot spune un lucru. Alegerile parlamentare anticipate pot fi din două motive. Prima, le provoacă doamna președinte să scăpe de balasturi. Partenerii din exterior asociază că ei văd astăzi că nu e în pericol vectorul european, după sondaje și mai departe, și vor mai crește și trei partide, ori patru în viitoare coaliție, important că în țară să fie liniște. Și doi, dacă tot o să dai cu piciorul, și tot o să le miroasă de la toate partidele în afară de ei sfinți, fără miros și nu știu ce, și asoții tot așa mai departe, atunci ați fi oameni așa să-i dă jos și tot ați fi alegeri parlamentare anticipate. Dar alegerile participate, eu sunt sigur că vor avea loc, deci acest mandat a actualului parlament nu va fi finalizat și noi nu vom avea alegeri parlamentare ordinare. În 2025.
Deci Parlamentul ăsta nu ajunge până în 2020. Doamne, nu, n-are nicio șansă. Domnule Gonță. Este lege în țara asta. Domnule Gonță, să vă pun acum un video la telefon când eram la dumneavoastră în studio. Când dumneavoastră ne-ați dat o întrebare, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 2021. Domnule Usată, dați să acceptăm ideea că PAS-ul va lua majoritatea și vor guverna singur. Ce prognoz dați dumneavoastră? Are milioane de vizualizări acest video cu micul dumneavoastră. Unii v-am spus, domnule Gonță, ei nu că fură, dar ei mulți idei n-au. Unii merg la și funcții candidat și mai departe, ei sunt din grădina botanică, n-au experiență viață, n-au experiență în activitate și într-un an de zile maximum în țara și un durdom de Doamne ferește. Numai că noi în afară de durdom, domnule Gonță, astăzi achităm gazul. Cel mai mare preț de pe glob pământesc. E război. Domnule Gonța, europenii care condamnă zilnic și sprijină și comunicii Ucraina, cu rachete, tancuri și mai departe, astăzi m-am uitat că achită 600, în jur de 600 de euro medii metri cub. Și la noi prețul e dublu. Probabil asta e cea mai importantă întrebare. Tăt cu războiul, dacă nu era războiul, ap anticipat de Amabeu să aibă loc 4-5 luni în urmă. Probabil cea mai importantă întrebare. Uh-huh. Dar ce e de făcut? Eu înțeleg că acuși iarna se încheie, azi spus 16, dar vine iarna următoare. Semne că o să ieftinească gazul? Nu-i. Iată dumneavoastră, Pirușii cunoașteți mentalitatea, ce scutână și chiar dacă sunteți în relații ostile acum. Dar eu nu cu unele persoane. Da, așa. Ce e de făcut? Trebuie ai noștri să-ți bată la ușă la mine și zic, băi, hai încă o dată. Domnule Gonța. Sau rușii au jucat pe noștri așa de bine, știind ce urmează să se întâmple, și astfel contractul e pe 5 ani și băieți, descurcați-vă cum vreți. Domnule Gonță. Cu oamenii sunt enervați pe facturile astea. Când bălțenii, la un moment dat, se sufocau și era la noi lupta cu mafia care controla tot ce sunt de colectare deșeurilor, gunoiului, poligonul din Bălț, au văzut tot țara și așa. Nu permiteau să aducem, ei cumva l-au furat la miez de noapte. Până la urmă, slava Domnului, s-a clarificat problema, dar adică eu atunci că в общем, ca bălțenii las șadă cu tone de gunoi, mai ales în timpul verii, când e plus 30-40 afară și sunt la dușă, de atâta că eu nu vreau să sun la guvern. Și așa cum eram cu plaha în război și în război pe moarte, prim-ministru era Filip. Sau când a apărut, iar putea să apară problema asta cu gunoiul, domnul Chicu a devenit prim-ministru promovat de Dodon și de socialiști. Cu Dodon eram în război pe moarte. Și facem? Ori era problemă, că eu nu sistam transportul public. Că eu spuneam, băi, cât mai multe trolebuse să fie, să nu fie înghesuială pe timpul COVID-ul, dar voi le limitați, șolec. Eu punem mâna pe telefon, alo, domnul Chicu, primar de Bălți, da, domn primar. Domnul Chicu, nu-i logic să micșorăm numărul de transport, nu-i logic, asta ăștia cu mafia gunoi vor să... Domn primar, eu vă mă auzi. Adică, eu nu mergeam în poziție. A, este aia lui Curcan, nu, niciodată, cum îți vorbesc eu cu ministrul lui, cu prim-ministrul și mai departe. De asta, astăzi, dacă noi nu avem energie electrică, gaze, din partea partenerilor care îi avem, dacă nu ați găsit voi gaz, nu s-a dus la săpat să cautiți țăi Andrei Spânu cu Igor Gros, nu Igor Gros, nu, pentru dâns hârlețul greu. Deci, apă înseamnă că băieți, trebuie să ieșim din realitățile care sunt. Adică astăzi mă uitam la interviu cu era alu Vucic, președintele Serbiei. Mă uitam și declara Orban. Ungurii de Rofșau, ies să-și spun, băi, noi suntem contra războiului și nu vă permitem să duci și armament pe teritoriul Ungariei. Yeah. Și astea, deci, domnule Gonță, eu când ședem, noi nu putem să avem preț dublu. Da, dacă noi astăzi, din cauza războiului, avem același preț ca statele europene, parteneri, adică de 600 euro, atunci da. Dar noi avem dublu, domnule Gonță, în cel mai sărac țară. Adică azi noi achităm Federația Rusă, deci tătă ziua bășim Ucraina la televizor, dar la ruși le dăm cu 1 miliard de euro mai mult pe an. Apoi noi pe cine susținem cu 1 miliardul ăsta, domnule Gonță? Și nu trebuie de spus că noi nu mergem la dictatori, la tirani și așa mai departe.
Că eu mă uitam cum tăți unii din guvernare și scriau ei despre Erdogan, președintele Turciei, da, mă, așa fac poze pe lângă dânsul și așa zâmbesc, domnule Gonță, că, Doamne ferește, parcă o găsut, o câștigat 100 de milioane de euro în astea. Și eu când văd comportamentul ăsta absolut diferit, este realitatea, Maia Sandu trebuie să meargă. Nu Maia Sandu, Gavrilis. Da, cu delegație. Da, de acolo vine Miller cu delegația și aici vine Andrușa. Da, dacă trebuie de înregistrat 30 de offshore-uri, trebuie să-l trimat pe spânul. Dacă trebuie de luat, de adus investiții din Federația Rusă pentru a crește câinii pe la Mărculești, au alți candidați. Adică, dar nu l-a trimis pe dânsul, el s-a dus în colo orfan, înțelegeți? Asta cum știi cum? Știu niște moldoveni, morirem de râs odată la Moscova, domnule Gonță. Pe urmă am scris pe internet, deci, vă doi cunoscuți de ei, din un sat vecin, mergem la Moscova, de la Kievski vokzal, mergem după produse și ne trimiteau acasă, primii ani, muncem la negru, adică am văzut toate. Și mergem moldoveni în metro, adică nu în metro, au intrat, cum îi spune, escalator care coboară. Escavator. Ei, escavator. Gaz 66. Da. Excavator. Stați leac. Scărulante, da? Așa. Escalator, îi spune. Okay. Da. Și merg moldovenii pe escalatorul ăsta. Și se uită. Rulante. Ascultați, și merge și-i duci în jos, dar acolo știi, sunt luci, de 100 de metri, diferit. Nu știu, n-am fost. Și îi merg. Ах, вот оно, какое ты мое Подмосковье. Да, мне... А что же аишь ты аз, înțelegeți, домле Гонца? Адика, ей ну, înțeleg, у нее не верите. Ну, спать аше. Подцени ловитура. Ценя. Браво. Увор ситуация вяз. Кан мержи в Орбан куда-то, где интересу национал, со сцени с Украина, домле Гонца, știți cum la noi chiar cu Ucraina atâta hype s-a făcut. Așa ne-a plăcut francezul, celebrul Mbappé, fotbalistul, da? Jucător de fotbal. Am văzut un stories de-a lui vreo jumătate de an urmă. Eu când văd toate starurile de la Hollywood și mulți staruri cum merg în Ucraina, fac poză, fiețe triste, mai puțin. Eu știți cum se numește tot acest lucru? Se numește hype. Dacă au prins hype-ul, câtesc ăsta. Eu dacă am avut peste 100 de cetățeni din Ucraina care i-am sunat, da, face stories, Emelian Crețu, Nina Crețu, prietenilor, eu niciodată n-am făcut cu dânsul ies, chiar că am mai cazat 20, am mai luat 40, pități i-am hrănit, i-am cazat, o trăit și în apartamentul meu, copii, da, erau mai mulți doamne copii. Adică, domnule Gonță, nu trebuie permanent, cum eu, mie îmi spuneau, zic, eu sate, știi încă o greșeală de ta? Tu n-ai o echipă de PR care să-ți promoveze gândurile, ideile și faci tu. Uite cum faci Ion Ceban. Faci 100 de metri de trotuar și niște pe point la televizor, acolo. O mai făcut? Dar eu facem trotuare, facem operații în țară sau peste hotare la 100 de copii, publicam 4. Domnule Gonță, nici era rușine. Și pentru asta am fost criticat oricum. Știți cum? Adică astăzi situația e foarte complicată. Vrei să ajuți? Ajută. Dar nu distruge țara prin ambițiile personale. Deși, că și doamna președinte Maia Sandu, ia că spotul ăsta, și așa vorbesc amu, țineți minte chiar să avem multe milioane cu dumneavoastră vizualizări, peste ani de zile. Țineți minte, cum doamna președinte și majoritatea din politbiroul din PAS, când ați plece, din posturile care le dețin, nu contează la cazi, realegeri, anticipate, ordinare. Iteați azi? Ați plece? Banca Mondială, ați plece să lucreze peste hotare. Ia za aici așet, tot să-și fac CV-ul. Adică, n-ați rămâie, adică, că astăzi suntem în 2023, data o să fie fixată, să țineți minte. Și doamna președinte, și nu de atâta că-s răi, de atâta că ei sunt astăzi creați pentru a trăi și inclusiv a munci peste hotare. Când eu spuneam că doamna Maia Sandu ar fi foarte bun primar de Geneva, sau prim-ministru, sau președinte, tăt-i curat, e menufor, aproape, sau deloc. Pantofior galgen, sunt culiță, te duci, te-ți dau bună ziua. Pensionarii beau cafea, nu șed cum la noi cu mânuțele tremurând,
cu mâinile fără mate, chinuieti. Și la 5 de miață cumpără pâine la frânzelul. Stau în pâine, stau unii după pâine, alții cată niște lemne și bai de capul lor, înțelegeți? Pe mine, deși faci și faci ușor, și deși în același timp a luat pasul foarte mult, știți de ce? E foarte mult ușor să iei foarte mare electorat într-o țară unde sunt oamenii săraci, unde sunt oamenii flămânți, unde n-au lemne, n-au pifoc și așa mai departe, că lor ei să aibă o leac de bani pentru mâncare, să aibă niște bani să-și achite repetitorul ca copilul să susții bacul, să nu rămâi acasă, primul să aibă o leac de lei să-l aranjeze pe copilul la lucru, și ea ca e visul moldovenesc. De ce alte țări sunt mult mai dezvoltate? Știți de ce? Omul care foarte mult zboară, merge în vacanță peste hotare, vizitează orașe, centri mondiale de urbanism și așa mai departe, acest om, vorbesc ca electorat, ca votant, devine tot mai alentat. Aia stați, o leac. Și al care a văzut Dubaiul, dar care încă o leac a mai stat pe la dâns și pe la ședință, cum am stat eu cântesc, usată, uitați-vă, iar la odihnă în Dubai. Da, eu punem poza, că cu părere de rău nu puteam să public poza din ședință care eram. Domnule Gonța, eu când am văzut, că e foarte important, cum aduceau ei, era un japonez inginer, sunt de laboratoare, că era problemă, că nici nu știau cum să construiască primul laborator pentru a găsi COVID-ul, da, la oameni. De ce e mai bun pe globul pământesc? Ei aduc în Emiratele Arabe Unite. Și eu când am auzit că ei, numai lumea a aflat despre COVID, dar ei deja vorbeau despre securitatea agroalimentară a statului, despre ce fac ei cu cei care sunt în țară și pe cei cetățenilor care au afară. Dar eu de aici aduc un avion cu anoștri de la Paris din diaspora și după asta. O anulat tot, numai lusată să nu crească rating. Singur nu a putut face și nici nimeni nu ne-a dat pace. Ia ca și avem noi azi. Și astăzi la noi, cu părere de rău, având foarte mulți oameni voiași de atâta ușor, unii balamutesc cu drapelele europene, cum a fost cu a nostru și cu a vostru în 2009, 2010, 2011. Alții îi balamutesc cu drapelul Federației Rusă, dar până cetățenii nu o să înțeleagă că trebuie să voteze, să sprijine forțe politice care țin în mână doar drapelul Republicii Moldova, noi din Bardahon nu stăm ieșim niciodată. Domnule Usate, dumneavoastră, când intenționați să anunțați despre faptul că veți candida încă o dată la funcția de președinte la Republicii Moldova anul viitor? Domnule Gonță, v-am spus, eu merg să fac structuri. Așa. Astăzi eu am învățat, am avut posibilitatea în timp de 4 zile să fac dur, nu doar o analiză a greșelilor mele, da? Dar inclusiv ce trebuie să fac în continuare. Și în domeniul privat, mă refer, eu voi prezenta un laborator foarte curând, după toate standardele europene, și prezentarea va fi într-un stat UE, da? Care, laborator mobil, care în șantier, are posibil să facă expertiză la toate materialele de construcție care se folosesc. Dacă e bloc, caramida, dacă e ciment, cimentul, dacă e asfalt, calitatea asfaltului, să nu se prăbușească poduri, schii și teracotă, așa mai departe. Adică, nu, asta în asta am participat, că v-am spus că trebuie cumva să mă asigur. Așa. În paralel, mă uit ce putem să facem în țară și să n-aud eu că e populism sau avem nevoie de foarte mulți bani. Un singur proiect care n-a să aștept alegerile, să merg, azi vorbesc. Dacă, pur și simplu, ei nu vor să vorbească cu nimeni, asta e problema, da? Adică, sunt proiecte cum ar fi un sat industrial pentru dezmembrarea automobilor, adică automobile vin fără să achizi taxa vamă în țară, dezmembrează, se repară unii și după asta să achizi taxele doar când îl vinzi. Înțelegeți ce frumos? Raz. Doi. Ia că ei tot o scunchit, amu protestează șoferii cu numere străine. Am folosit și eu, de multe ori, mașini și din Germania, și din Federația Rusă, care vine în țară. Avem permis străin, nu era problemă. Acum nu se poate mai mult jumătate de an. Voi spuneți că mergem, ne uităm spre europeni. Apoi, oameni buni, în Europa, mașina, că e din Federația Rusă, că e din Republica Moldova, poate stăie un an de zile. După asta o scoți pe un minut din țară și între iar
Iar stăteau înainte. Important să achizi. Într-o țară, drumurile sunt cu plată, în alta trebuie să achizi vineta, rovineta, fiecare țară are din numere. Și am pățit noi, nici un calcul nu putut să facă. Vă dau exemplu clar și ține de viața mea, nu de altceva. Pe timpuri tă țară avut, am cumpărat 3 Rolls-Royce-uri, care au fost înmatriculate în Republica Moldova. Dar eu atunci locuiam în Federația Rusă. De ce, domnule Gonța? Când Federația Rusă costa 100.000 de euro, de vamarea cu toate taxele, în Republica Moldova era 27.000 de euro. Și eu mergeam tătă Moscova și tătă Europa cu numere moldovnești, cu 27.000 de euro, deci eu uitați-vă, pentru 3 mașini de vamare am achitat 100.000 de euro. Nu mai vorbesc de altă mai. Foarte mulți moldoveni care muncesc în Federația Rusă și în statele europene, mergeau cu numere moldovnești. Și acum cei care muncesc mă înțeleg și vorbesc. Știți de ce? Că ei își luau TVA-ul când exportau mașina din UE, din Germania, spre exemplu, 19%, o aduceau acasă și pe dânsă achitau divamarea și vreo 12-13% lor le rămânea în buzunare, domnule Gonță, din TVA-ul care s-au întoarce în UE când cumpere un automobil. Și oamenii plini Europa era de mașini moldovnești. Omul când vine acasă, la Paști, de anul nou, își cumpăra mașină. Că economic era. Astăzi nu e nicio diferență între divamarea în Moldova cu toate taxele. Și omul nu are nicio motivație. Stai, uleacă, eu de la nea stai că în Moldova încă unele și mai scump cu asta. Așa. Deci mai bine să divamez milioane de mașini pe an și să ai în buget 100 de milioane, nu vă legați, da, de cifra de 100 de milioane, mă refer, eu să ies cu un calcul pe tema asta, detalat. Decât să fie foarte scump și să adunem buget 30 de milioane. Care idee? Deși, domnule Gonța, să nu facem cea mai ieftină divamare și înregistrarea abordurilor avia de pe globul pământesc. Azi jumătate din companii europene, rusești, companii avia, da? Sunt înregistrate, Belize, Seychelles, pe unde vrei. Omul se duce și achită acolo unii mai ieftin ca să ajungi. Vorbesc despre ora de zbor, că așa se ia în calcul avioane. Domnule Gonță, iar, ia că poftim 50 de milioane de euro pe an plus, înțelegeți? Adică sunt proiecte unde nu trebuie de plâns, pur și simplu pentru asta trebuie să ai experiență de viață. Da, noștri, dacă au fost de 2 ori la Disneyland și toți uitau la dânșă, mulți ca la atracțion, când se duceau la noștri dintre cei care guvernează, ia că de asta să avem. De unde astăzi unul dintre își poate să producă așa o idee când el a fost în Dubai numai la mare? Așa, și dumneavoastră avem foarte, foarte multe idei, le veți propune cetățenilor, da. Și discuții. E cel mai important, ca și cu guvernul, echipa. Eu vreau să văd cu cine voi guverna un minister sau altul din echipă, ca pe urmă să nu scrie despre mine și scriu despre dânși pentru Facebook. Că asta e pentru mine moartea căprioarea Nicolae Lavriș. Pune răspunsul la întrebarea cu prezidențiale din 2022. Domnule Gonță, nu, dumneavoastră prea de grabă m-a întrebat, să înțelegeți? Adică, dacă eu mâine am chef, da, mâine vine șansele slabe, dacă mâine am chef, știți că eu fac uneori citate din emisiune? Domnule Gonță, stați puțin. Pot spune așa un citat? Renato Usatăi nu exclude că ar putea candida la prezidențiale în 2024. Dumneavoastră puneți citatul următor și a să arăți frumos, bine și mândru cum scrieți dumneavoastră. Renato Usatăi a declarat că partidul nostru va avea candidați la toate tipurile de alegeri din Republica Moldova. Красиво? Ori nu merge? Da, ok, așa un 7 plus. Nu, ok, dumneavoastră căutați vizualizări. Înțelegeți? Nu, eu caut știri. Apoi nu, știri. De atâta Usatăi și partidul nostru, mai corect spus, partidul nostru, nu Usatăi, o să aibă candidați și la locale, și la parlamentare, și la prezidențiale, așa mai departe. Domnul președinte Usatăi, da. Câteva întrebări, dacă puteți, așa. Despre Dodon, un pic ați vorbit, dar despre arestarea lui Dodon. Ați deschis șampania, ați deschis o sticlă de vodcă în ziua aia. Ce credeți dumneavoastră despre... Domnule Gonță, eu niciodată când se întâmplă ceva... Nu, problemă, nu spuneți că nu am acces la materialele dosarului și din acest motiv nu mă pot da cu părerea. Asta e două răspunsuri de la mai mulți invitați aici. Cazul Dodon. Așa. 8 capete din învinuiri. Așa. În presă ați văzut ceea ce este, da. Altceva, nu știu dacă știți dumneavoastră. Care părerea... Din momentul când au fost prezentate probe, că eu sunt minte când pe timpul lui Plahotniuc Kiișeva reușeau,
Și Fășeu. Fășeu Sliv, procurori, judecători, milicioneri. Mm-hmm. Era plin, țineți minte, da? Facebook, alte rețele, jurnaliști, prinim se creșe mai departe. Când aveau probe. Din momentul când nu s-au prezentat probe clare, care ar demonstra toate capetele de acuzare, sau parțial, eu consider că o parte din dosare și-o puțin sunt trase de urechi. Adică... Dar ăla cu Culiocu? Nu, așa, cu Culiocu, nu, ascultați, acolo mai nu săreau, adică, domnule Gonță, cu Culiocu... Dar e nevoie ca Plahotniuc să spună, da, acolo erau bani, sau nu? Nu, eu procesal, nu știu, e nevoie ca el să spui sau nu, dar, nu, dar Plahotniuc, mă tind că i-a dat acesta serdeșnă priznanie. Chicu Iralov s-a făcut declarații încă când, înainte de a fugi din țară. Interviul lui Vladimir Plahotniuc l-ați citit? L-am citit. Și ce crezi pe el? Are câteva luni, a făcut interviu și de atunci nimic. Plaha n-are șans, slavă Domnului, și vă explic deși foarte scurt. Deoarece Plahotniuc a mers pe scara asta a lui, Oleac l-a omăjit pe Vladimir Nicolaeș, pe alții i-a omăjit cu niresele, pe trei i-a filmat, pe trei i-a făcut combinații, la pat cincile i-a dat bani. El merge pe scara asta, merge, și el devenea tot mai puternic, acapărând resurse administrative, procuror, general și așa mai departe și mai departe. Azi, el fiind parte vatamată, eu sunt sigur 100% că el n-are nici o șansă să revie. Să fac combinații, la nebunești la combinații, el a fost și este campionul Moldovei. Dar mai are oameni în Moldova care, prin intermediul cărora să facă variantele astea? Nu, eu, așa care au rămas cu dâns sunt foarte puțini și eu s-au desfăcut. El e istorie pentru Republica Moldova, gata? În opinia noastră. Da, eu pată neagră în istoria Republicii Moldova. Cazul Andronache l-ați înțeles? Parcă era bine mersi și hobby în ucrainienii l-au prins la ucrainienii și l-au lăsat Chișinău. Nu, Andronache, după cum știu, a fost ficop, adică aici a fost un schimb de pastria, de un schimb de обмен любезностей, cum se zic, un schimb de... Schimb de amabilități, probabil. Amabilități, da. Cum a plecat Ceaușescu, țineți minte? Da. În Ucraina. Și apropo, și am vorbit primele trei zile, Ceaușescu stăte asta după luni de zile. Dacă nu se începe război în Ucraina, Doamne ferește azi și era și la Chișinău și în Ucraina. Ceaușescu a ieșit și a spus cum l-au furat serviciile ucrainieni, cum l-au dus, cum i-au băgat o injecție și așa mai departe. Andronache, este... noi am întors, ucrainienii ne-au întors nouă datoria pentru Ceaușescu? Eu cam așa o văd asta, deoarece când o persoană este declarată indezirabilă, non grata, așa mai departe, deci el intra cu mașina din Ungaria, mă tincă, în Ucraina, și dacă nu ești acceptat și ești declarat persoană non grata, îți spune, auzi, ai plecat înapoi, așa se face, tot în aeroport Ungaria, la VAM, tot la punct și al VAM, adică nu te lasă într-în țară. Numai că în cazul la Andronache, l-a luat din vamă și l-a dus până aici, cum se numește vama? La nord, lângă Briceni, la Arga, ori, era scris în presă. Adică, Andronache a făcut un cruc de vreo 600 de kilometri. Adică, nu vă vrem, numai că nu plecați înapoi, stăți că te împachetăm și te dăm la moldoveni. Adică, asta cam asta. A fi răpit? Eu nu mă apuc să-i dau că era răpire sau... aducere forțată, silită și așa mai departe. Deci, au fost... Domnule Gonț. Domnul Satu, noi la TV am încheiat. Eu nu vreau eu să... Eu nu mai am niciun minut. Așa. Eu am o propunere. Da. Noi la TV închidem. Eu rog telespectatorii de la TV, dacă vor, să treacă la Facebook. Da, și noi pe Facebook continuăm. Facebook, corect. Da? Da. Așa. Dar Facebook-ul nu întrerupem, da? Facebook-ul nu-l întrerupem. Da, super. Dar vorbim ca la TV, vă rog, fără... Domnule Gonț. Da? Ok? Mersi. Apăsați cnopca și de asta. Doamnelor și domnilor de la TV, dacă doriți să treceți pe Facebook, pentru că conform legislației n-am voie să merg mai departe, trebuie să închid. Жень, закончи на ТВ, дай заставку и на Facebook оставь, едем дальше. Спасибо, дорогой. Așa. Doamne, atâtea cazuri s-au întâmplat. Domnul Igor Dodon a negat ceea ce a spus dumneavoastră despre fratele său. Spune că ei nu comunică, el n-are voie. Domnule Igor, hai să nu începa plângea, mă, bun? Că ei nu comunică, n-are voie. Nu lăsați-mă. Eu citez. Omul ăla. Era fix așa, cum știi cum, nu comunica cu nimeni atunci când era sub arest și au apărut înregistrările audio cum îi dădea bătaie la telefon, parcă era la 07 Международное, în timpurile sovietice.
Dar cum poate rușii să facă chestia asta în privința fostului președinte? Dar nu rușii au făcut-o. Eu tot m-am gândit că au făcut-o rușii de la început. Adică au organizat-o, să zic. Așa. Până la urmă nu rușii au organizat-o. Deci a fost reținut. El s-a dus la o secție de pașaparte sau la un ăsta... Nu ți-am minte. Că acolo câte neamuri are, atâtea versiuni sunt. Am direa lui Dodon. Unul spune că e la secție de pașaparte, altul spune chiar cu mașina, a treilea că vroia să-și schimbi pașaportul. Deci când s-a dus, perfecționează actele acolo, tras, hop, arată căutare federală. Ce înseamnă căutare federală? Adică l-au băgat moldovenii în căutare ce să iei, pe Dodon fratele mă refer, nu pe Igor Dodon. Așa. Și automat, când te duci, chiar și poliția rutieră poate să te oprească pe drum și în Moldova, în orice sări din lume. Dacă ești în căutare, hop, apare. Și au apărut căutarea, că el e căutat în Federația Rusă. Pe urmă, din când au început să clarifice autoritățile, au văzut că e în baza mandatului moldovenesc, adică în căutare. Adică nu știu dacă e mandat direct, dar și el puțin. Căutarea inițiată de autoritățile din Republica Moldova. Și o stat până la... Da, Dodon drept spune, el a dormit acasă. Că a dat drumul pe la 1-2 din noapte, dar jumătate de sutcă era vai de capul, adică e Dodon nu minte. Unul din sânile ori, da? Și unii lui a dormit acasă. Asta Igor Dodon, faci pușcării? Depinde cum a să se termine negocierile. Negocierile lui Dodon cu cine? Domnule Gonța, nu crețeți fruntea așa parcă dumneavoastră tare v-ați mirat de ce și auzit la mine. Eu trebuie să fac pe profe, nu? Cu aceea care poate să-l salveze. Doamna Maia San? Ei, bună ziua, nu. Deci... Maia Sandu mai are conducători, șefi, nacealnici. Revenim la Bălțul în piculeț. Nu ați vorbit despre domnul Grigorișin, că nu-l susțineți, e clar, ați avut o problemă, n-ați vrut să o spuneți la comisia de presă care a fost problema, eu nu insist. Nu. Pe mine mă mira altceva, domnule Goță. Da, da, haide, finisați gândul, v-am întrerupt, scuzați. Așa. Domnul Grigorișin, în ce relație se află totuși cu partidul nostru și cu consilierii partidului nostru din CMC-ul Bălțului, sau cum se numește el? Cu partidul nostru, domnului, nu mai are nicio relație. Așa. Și nu poate să o aibă. Și el știe de ce. Dar problema, în Consiliul Municipal Bălț, majoritatea oamenilor, consilierilor municipale, care au trecut pe liste partidului nostru, sunt oamenii lui Grigorișin, și este un lucru absolut logic, să nu înceapă cineva pierde cunoștință, deoarece în orice localitate din Moldova, lista se face de organizația teritorială Bălț, cum s-a făcut în Bălț. Adică era Grigorișin și oamenii lui. Echipa care el a ales-o, cu echipa asta el a muncit toți ani. Mă refer, din 2014. Sunt o parte de persoane care categoric nu vor să meargă cu dânsul. Ei sunt mult mai puțin decât așa pe care i-a aibă Grigorișin. Ei au negociat. Adică nu ei, fac păcate. Colea au negociat și cu unii și cu alții și așa mai departe. Până la urmă, ați avut dumneavoastră ieri un invitat. Domnul Ștefan Gligor. Domnul Ștefan Gligor. Chiar ne-a părut foarte rău când am văzut o secvență. Așa o aroganță, așa înflături de aer. El când s-a tras aerul, când vorbea despre mine, aplavoi operatorii cred că au pierdut cunoștință, că Gligor le-a luat tot aerul de 100 de cubometri care era aici. De ce nu? Dacă are șansă ca omul lui Grigorișin să câștige Bălțul. Ascultați, mine altceva m-a șocat. Hai, glumesc, de aroganță, mai ales că am o suntem pe Facebook, nu? Da. Gata, da. S-a terminat. Dar oricum trebuie să fim cu minți. Nu, nu, suntem cu minți, domnule Gonță. Mine altceva m-a uimit la Gligor. Știți ce? Gligor, când i-am dat demisia și am spus că nu o să fie candidat nici eu, nici Grigorișin, găsați înregistrarea când i-am dat demisia. Am spus Grigorișin clar. Nu vom avea candidat în general. Deși am vorbit urmă. Ștefan mă sună, noi ne mai sună, mai vorbim și ultima discuție când am Renat, hai că tu nu, ok, lumea stimează decizia ta, tu ai făcut ceea ce nu a făcut niciun polițian, nu știu. E ok, Ștefan, asta e viața, situația. Dar deși pe Grigorișin nu, că ia că el a fost primar până când tu erai cu probleme la Moscova și mai departe. Și eu i-am spus motivul, deși eu cu Colea mai mult nu mai pot fi nici prieten.
Și i-am spus motivul, adică pe bune. Și el zice, da, ladă. Nu, și așa e de serios. Zic, da, e acasă. Zic, băi, cum după asta eu pot să accept omul să fie lângă mine? Ia să-mi spuneți în afară cadrul emisiunii și mie ce s-a întâmplat, că chiar răspuns. Da, azi vă spun. Și el, care astăzi luptă cu corupția și pe tăță e critică și tăță srăie numai el, e D'Artagnan, șampion Mira la Cacheit. El știind discuția și motivul, și eu când îl văd că el dacă așa e mare lider și polițian și așa mai departe, și adică 5 zile în tăi studiouri, l-am mai văzut odată la Dumnezeu, ustate, dacă se întoarce, îți dă explicații clare, de unde sunt banii, cum stai așa, de unde sunt banii, pe ce resurse va fi acest partid, că știm, mai dă drumul, oleac. Așa. Și cu Grigor, dacă dă drumul la aer, poți să înfle scaturile la 100 de autobus, înțelegi? După cum și el știind, deși, și el a început să-l curculeze. De ce? Că ei nu au putut și nu poate. Ia că el e balțan. Cu alea dreptă, zice Grigoriș. El e balțan, așa, știi, tăti, tăti, pricep. Las candeze, Grigor. Dar așa, el face și fie și face pasul. Haideți la mine încolo, în coasic, vă dau listă, așa mai departe. Căroce, treaba lor. Oamenii se decidă singuri, dar la bălță... După conversa de presă de astăzi a dumneavoastră, da. Cineva dintre reprezentanții PAS-ului, fără să dăm nume, v-a sunat, v-a trimis vreun mesaj, salut, bine. Dar eu în perioada asta de un an și ceva am discutat doar cu unii reprezentanți și doar de câteva ori. Adică chiar într-un an și patru luni. Da? Și să mă sune pe mine. Să mă întrebe de ce. Pe mine altceva m-a deranjat. Eu, cum a telefonat doamna președinte? Adică nu, ea, consilierul a sunat, doamne Sandu, când l-a sunat, Pichicu, Tcăciuc, Usatăi, socialiști, Vasea Costiuc, nu se numește pe toți, partidul, erau și niște partide din muzeu, ecologie și nu știu care pe acolo, pe tăți, i-a chemat, haideți să fie liniște în țară. Să ne minte, perioada când Șpas și Maia Sandu vorbeau de dimineață, repetau, Republica Moldova este un stat independent, out of block și așa mai departe și noi suntem independenți și nu participăm, nu știu. Crachetele chicau alături. Cum pe rușul ăla că eu buțăt și rușul ăla că s-o retras? Lor le s-o trezăt vocea. A vedea ce e asta. Nu mai vorbesc de neutralitate. Cum rușă? Doamne ferește! Bat ceva, lovesc înspre frontiera Ucrainei cu Polonia, Ucrainei cu România, Ucrainei cu Republica Moldova și să ating unele teritorii, de ce? Că rușă văd că tot sprijinul tehnic, militar, umanitar și mai departe, vine pe unii. Pe aer nu mai vine nimic la dânși, practic. Vine prin Polonia, România și Republica Moldova. Și, într-o zi, apuși de ceva foarte urât și iar a străit. Numai neutralitate, numai neutralitate. Rușii ajung la mai... Domnule Gonță, te depinde de ce se întâmplă în Ucraina, serios vă spun. Adică, dacă ucrainienii nu era, țineau lovitura și el puțin ei deja erau la frontieră cu Republica Moldova. Dar mai departe nu o să știi. Haideți să nu facem nebunii. Sperăm că va fi bine. Da, trebuie să sperăm că o să fie bine. Doamne ferește, o să fie ceva. Pot spune sigur că... Dumneavoastră, la începutul emisiunii tare criticați PAS-ul pentru faptul că nu colaborează cu nimeni. Dar dumneavoastră, aveți măcar un partid cu care colaborați? Domnule Gonță, eu... Un lider... Domnule Gonță, încă o dată, vorbim pe exemple, nu pe dești. Okay. Când eu eram... Nu, eu vorbim... O secundă. Bun. Primarul municipiului Bălți, care avea majoritate constituțională, adică 27 din consilieri din 35 municipali, adică nini era, trebuie să înșiți tot una. De un vot care îl avea atunci unui niște cu Sergiu Burlacu, cu socialiștii, că erau vot 3-4, era unul de la PAS, unul de la Platforma DA. În afară cu cel la Platforma DA era o doamnă, ea nu vrea. Eu cu restul mă așadzam și vorbim, băi, și propuneți, și vreți, spuneți care e probleme și ei s-aude, se întâmplă pe aici, prin primărie, pe la întreprinderi municipale. Adică, ia ca dacă vrei să cunoști ceva să faci, înțelegeți cum se procedează. Și ea asta nu o fac, de asta, domnule Gonța, să te așezi cu alte partide, ești obligat să vorbești, în afară de hoțomani, bandiți și așa mai departe, când ești la guvernare, deoarece fiecare partid
Și parlamentar și extraparlamentar poate să aibă nu doar idei bune, dar și specialiști care nu are partidul la guvernare. La platforma aia civică, platforma comună, agenda... Și cum o zis Costiu, agenda... stați, Oleac, murim de râs, domnul Goță, că mudem, Oleac, nu fiți așa serioși, dumneavoastră, gata, de-am suntem... Tot suntem, da. Eu în fundul pe asta pe YouTube. Nu, nu, așa. Cărăci murim, am văzut o secvență la dumneavoastră, dumneavoastră le cărciți așa interesant. Era Costiuc. Și am văzut secvența și cum le... Undeva se așa, știi cum, parcă toți s-o trezut după 3 zile la hramă. Păi, domnule Bunsă, când l-ați întrebat, băi, dar cum a luat 63 de mandate? Băi, dar ea ca parcă merge eu pe drum, băi, și-o găsit un milion. Murem de râs și vreau să continui. Și ești nu finalizat gândul Costiuc. E primernă, cum zici Costiuc, e situația asemănătoare, numai că a avut și continuitate. Și eu adaugă la ce zice Vase. Numai că e milionul ăsta care l-a găsit, s-a dus tăi s-a cumpărat câte o inomarcă, câte o țăpoșcă la gât, câte un ceas Rolex bău și restul i-a tochit în cazino. Ia ca și-au făcut ei cu milionul care l-au găsit în drum sub 63 de mandate. Eu vorbesc încrederea în guvernare și vorbesc pe timpul lui Plahă așa era, pe timpul, adică încrederea în guvernare care este. Ce aici s-a întâmplat cu platforma Demnitate și Adevăr? Așa. Dinu Plângău, Andrei Năstase, Andrei Năstase a ajuns să părăsească propriul partid pe care l-a fondat. Atac Rider, ca să zic unii, sau greșelile politice făcute de Năstase? Haideți, eu mă strădui, în general, să evit subiecte pe tema asta. Asta să vorbească, Plângău, Năstase, eu, în general, okay. O să mă strădui să-mi construiesc mai departe strategia, domnule Gunță, și propun concret în cât timp poate fi realizat, să ies la fața locului în aceleași Emiratele Arabe Unite, să arăt cum va arăta zona asta, unde vor fi la noi. Ca să arate așa, trebuie să ajungeți la guvernare. Nu, în 2014, domnule, atât de prost a stat în relație cu toți cei care conduceau atunci, încât v-au scos din curs. Da, chiteți-vă, întâlniți-vă unit. Și n-ați ajuns. Da. În 2019, pentru că vi se părea că dacă ați luat 17% la prezidențiale, o să luați 20% la parlamentare, n-ați trecut. Da. Și acum așteptați 2025. Nu. Domnule Gunț, am eu aștept astăzi că dacă nu schimbă situația în țară, trebuie să unim pozițiile cu toate partidele. Sănătoasă, repet, fără acolo, ușor, iată la, iată la miliție la, și așa mai departe. La platforma aia, agenda comună, vă veți alătura? Dar nu, dar acolo era așa o leacă de dendrarie, dar nu agenda comună. Acolo erau... Pe unii vedeți, credeți că ar trebui să plece de acolo, da? Nu că să plece. Eu nu sunt drept să spun cine să plece, cine să rămâne. Domnule Gonsă, nu... Oare cineva eu mai luat pe o parte de la precritie? Că erau prea multe părți vatamate acolo. Adică miroase o leacă mort, știi? Adică la unii... Adică... Așa. Scandalul Telegram. L-ați văzut la Chișinău, da? Conecno. Чия рука? А? Чия рука? Чия рука? Плохо кушор. 100%. Я мы не имеем и комбинация рушла, ради как... Что, для чего его упрет? Сау вас искать телефон, по которому он решил себе спарк. Да, уйтать в какая ситуация, что пропок, мог в луме не привезти онлайн. Что на самом деле телеграм, что на самом начало аж ватсап. А если де фолос ламос, кар не привез, что пентру эшта, кар не привез, кунис, ну, май залетяск. Deci, deși, spre exemplu, eu Telegramul îl folosesc doar pe un singur telefon, ca să citesc știrile și o fac de puțin timp, da? Adică nu vorbesc, nu scriu mesaj și așa mai departe. Ce înseamnă Telegram? Deci pe Telegram poți să faci, să dublezi, iacă Telegramul dumneavoastră, poți fi dublate încă la 99 de dispozitive. Calculator, iPhone, iPad, la ce vrei. Adică loc este. Și dacă dumneavoastră ați înghițit un virus, sau oricare utilizator, prin virus ce să faci? Tăi povești lese și eu mai ieșit un specialist, nici nu știu cum a lucrat la miliție. Gata, să ascult tăi messenger și mai departe. Nu să ascultă nici unul și vă spune altceva. Nici de moldoveni, nici de statul german, nici de ruși, nici de români și mai departe. Adică ia ca și domeniul meu, e domeniul. Dacă țineți minte că prima și sper că ultima dată când am mers la, în celulă, când am publicat discuțiile în Viber la Filat Șor, ia ca se întâmplă când înghiți un virus. Dacă ai înghițit un virus,
Poți vorbești pe Viber, WhatsApp, Signal, nu contează, gata, ești prins de cumătru, adică cineva îți va clonează, dar vă spun, clonarea poate fi făcută doar la mesaje. Nu poți face clon și să-ți ridici telefonul, ori să înregistrezi în calculator și vorbești Gonța sau alt om pe audio. Pe toate messengerile acum vorbesc, unic, așa la mai bun, pe toate, este imposibil tehnic să fie azi realizat. Cu mesajele, dacă v-am clonat telefonul, de ce vine Lugonța, nu vine ei. Și nu contează, că trimiți mesaj audio, poză, document, video de la Rybalk și așa mai departe. Deși eu folosesc, spre exemplu, WhatsApp mai mult ca așa, inclusiv la mesaj. Știți că poate fi spars WhatsApp? Atunci când se clonează. Dar este o operațiune foarte simplă care nu va permite clonarea numărului WhatsApp. Și vă explic. WhatsApp-ul permite să ai doar pe două dispozitive numărul. Adică același telefon care îl ai în WhatsApp, poți să-l pui pe tabletă acasă, pe comp. Adică nu poți să-ți pui și pe tabletă, și pe comp, și încă pe 5 telefoane. Și dacă singur Gonța, WhatsApp-ul care îl folosește, îl instalează încă pe iPad-ul copilului, telefon, să înțeles, încă pe număr. Adică, și dacă o să fie ocupat, adică tot de Gonța, a doilea linie în WhatsApp, а по ними не можешь коннектироваться ни с ку вирус. Бесплатная. Совет консультация, как я кламул, со если принят. А и колу, я мам мират, ну, де факту, к кум со факут. Кум со факут, там уцелес фарти симплу. Адика, да, держал стабилит, ши сервичили молдовени, у факи пи не знаю, кум за кромыни. Кэс во лукрат, он груп, де хакер, ден Индонезия, адика, вакул вот это стабилит, адика. Ну, мак, видеска, не минори кунускут, дискутилеся. Și pe mine asta mă, nu că le-a slivit. Dar cum vorbeau? Despre unele planuri, unele activități. Ia cea mai vizată a fost doamna Veronica Dragalin? Dar nu numai ea, am citit eu și mai multe acolo. Adică nu sunt minte că m-a uitat așa, nu știu de mine să-i fac un alet profund. Adică am înțeles că toate sunt pe bune și îi ascultam. Înțelegeți? Și eu când îi auzăm că ei ieșeau, țineți minte în campanie, uitați-vă cu Usată, au vorbit cu Adrian Radu, consilierul lui Plaha, nu știu ce. Așa. Eu cu Adrian Radu putem să mai vorbesc încă 100 de ori. Important că din discuțiile noastre au reieșit foarte clar. Cusate nu a acceptat propunerea lui Plaha să vie acasă, spre Dea, să-l șantajeze pe Dodon, cu mine pușcării și mai departe. Dar ei băieță păpale pe crupnămă și la nimeni nu le tremură nici pielea, nici șoricul, la alții ca să recunoască. Băi, caroce, a fost un zălot, mergem mai departe. M-ați auzit pe mine, vă dați să ies. Oricând Dodon cu Plaha cu el. Nu, ca să nu-și... Ai vorbit cu Andreea Radu? Da, am vorbit. Registrarea reală, reală. Da, ia ca Skype-ul cu Gorbunțov, unii tu discutai și în spșani urmă și mă zic. Și așa la real nu-i făcătură. Stătea miliția în spate. Adică... Ce a făcut doamna Maia Sandu la Oradea? Știți? Nu. Nu, nici nu vreau să știu. Haidea, mă, domnule, vă lăsă. Drăzi. Da, pentru că nimeni nu știe. Nu, n-am auzit. Zicesc, dacă, vă întreb. Da, dacă nu știu precis eu cu poveștile astea, eu vă spun că și nici de Dodon, adică cum, uneva ne-a părut rău de Șunea, a lui Dodon, că și eu, având situații mai complicate, vezi, niciodată nu trebuie să te bucuri când e rău la unul sau la altul și chiar când merită rău ăsta. Nu, eu sunt așa fel de om. Domnul Sătu, noaptea aia la ședința nocturnă... Eu nu vreau să mai urmăresc. Cine unde îți duci, cine își faci? Eu vreau să mă ocup de construire portilului și țară. Pur și simplu, dacă nu m-a sunat unul tot din neamurile lui Dodon să mă întrebi, băi, și de făcut? Tu ai avut așa ceva, chiar că l-am pachetat pe Șunea la Moscova și nu știi ce să facă. Care e procedură? Zic, băi, nu obosiți, dacă e din partea rușilor, a să-l ții împachetat în adăugă, dacă e din partea moldovenilor, a să fie procurorul care se ocupă de cauze internaționale, a să facă confirmarea că el e grajdanin Rusiei Federației și a să-l trimate pe Șunea acasă la mâncat saleancă. La acea ședință nocturnă de la președinție, Dorin Drăcean trebuia să fie prim-ministru? Cine? Dorin Drăcean. Da, el s-a discutat și alții s-a discutat, la dânsul s-a discutat tare mult, încă o dată. Ar fi fost mai bine dacă Dorin Drăcean ajungea premier? Eh, blin, interesant văpros, domnul Gonță. Drăcean e unul din cei mai sposobni, cum zic, rușă din trânșă. Numai că în unele cazuri sunt mici chiar apresposobni.
Канкафалюк, Кавкалюк, не пози комбинате лишь куомору, кипр льё куцповичем фейсбук, дискутам, ком салусидим пи Кавкалюк, шо я спрям, Коля, хай усидим пи Кавкалюк, типа, да спойс, типа, рена, хай саптам у нас, а усок пат хай села. Шо тети мизерли корни не софаку, цимите, ку молотов коктейль, ку зяри, дрогур, тети рау суб зярили партиду ностров, речан эра министру. Адика, кан ё лам вазут перечан, функция карю дециняс, Кышмекер, шмая не шнове пял, ты вообще не вспомнил функции, которую деценят. А это понятно. Mm-hmm. Да, мая циц мю раз отлался. Но маково я шли, кум как телевизион лё русеш, кар лё токи, птати лё анкес. Кум со экспримат пентру тачеря... пропаганда прин тачерь. О! А пэ дуамилор уамень, бунш репрезентанций пасулы. А пну аз пивой трез восквати манафара лежей, прин кортя конституционалы, pentru cum încă o dată era pentru propaganda prin tăcere, când voi tăți erați pe ledimești stejați și când m-a scos placa cu filat din alegeri, voi doar ați stăcut, nimeni n-ați ieșit să spunem că noi pe uzată îl distrugem ilegal și ați fi decizia CEDO care cu mulți ani mai târziu a apărut și mâine. Nu. Ia că chiar și asta. E clar lucru că și vă zedeam Dodon șor cu unele televiziuni, cu unele. Băi, dar formularea asta voastră cu propagandă prin tăcere, da noi vă nafic, domnul Gonțac, suntem pe Facebook. Asta e prostă vâstrel în golovul Mr. Bean, tu înțelegi? Даже Rowan Atkinson, Mr. Bean, și de? Și cu lâpca și ea, uleacă, Костюженска, asta, asta prostă era căpies. Cum a făcut-o? Eu tot spuneam că să fac Mossad-ul moldovenesc și azi ne ocupăm de fugare. Dar care Mossad moldovenesc la dânsă? Că l-a făcut cadou ucrainenii pe Andranache, știi? A fost barter cu Ceausul, dar cu placa, eu mă rem de râs când o lună sau maximum două urmă, la un post de televiziune era cineva din conducători de țară, deci că, как бы noi prea precis nu știm, dar din toate informațiile noastre care pare fi verice, placa, mă, între Turcia și Cipru din Nord. Băi, eu asta am spus-o încă Pașa Voicu era ministru de interne care nu vrea să recunoască și Stoianoglu a făcut interpelare, apropo, și autoritățile turci au confirmat. Da, au fost la noi numai că m-au atuns-o. Erdogan l-a scos în Cipru din Nord și el și-a de acolo în Panamă. Adică eu astăzi, dumneavoastră înțelegeți că astăzi sunt atât de băieți capabili și în SIS, și în MAI, și chiar în Ministerul Apărării. Nu șefi, vorbesc de ofițeri simpli. Care azi, dacă era o operațiune în interesul statului, credeți că nu-l găsesc Cipru din Nord? În Cipru din Nord să nu-l găsești pe placă? Hai că nici placotic nu-i făcut de el, știi? Hai, domnule Gonța, dar eu cum l-am găsit? Dar cum căta SIS-ul piloță în Afganistan cu serviciile altor state? Și l-am găsit, eu atunci am găsit, le-am stabilit locația și mai departe. Adică am vrut să o fac. Atunci am publicat și video. Cum asta i-am găsit? În Afganistan, domnule. Să vezi dumneavoastră și mesaje de dragoste am de la regii. Bun, dar noi suntem în Facebook. Da, dar ei regizează. A, vor acasă? Proteste dumneavoastră, admiteți că veți organiza? Sau nu admiteți așa ceva? Te depinde de pașii care va face guvernarea. Dacă guvernarea va merge tot așa înainte cum o mărș până acum, ele vor avea loc oricum. Problema încă o dată, ca moșnă șibă, cu usate, l-o trimăs unor, l-o trimăs alta. A, că ai mai avut netale unul smișnoi în emisiune, nu-i dau nume. Da, murem de râs. Prosta murem de râs, înțelegi? Of, debil, încă o ieșit atunci și o scris Facebook. Uitați-vă, cu usate are, cetățenie română, pensie cred, tuda-suda. Drept că asta și curcanii o băgau pe timpul, știi? Eu n-am avut și nu-i de țină, știi? Și n-am de pusat, le-așa, pe mijdu procem astea. Că ia ca usatul o lua de la Platon 2 milioane, așa, că se întoarcă și nu poate să întoarcă datoriile. Și amu, как бы... Eu nu vorbesc urât, Платон... invitații mei. Dar eu nu vorbesc urât, pur și simplu, dumneavoastră și tot terminați cu veterinari și zoofili pe aici. Dumne Gonța, haideți o leacă de Vâbărc. Eu înțeleg că e deficit, e cam trist cu mulți care vin prin studio la dumneavoastră și miroase Margaret Thatcher pe aici, dar asta ea, înțelegi? Adică nu... Dumneavoastră, toată emisiunea ați bătut în pas, pe lângă faptul că ați bătut în Dodon și în alții. Când erau socialiștii la guvernare și făceau mizerii, ori era placă, eu ușidem. Așa adică e. Da, dar ăștia măcar nu fură.
стоять. Откуда такая уверенность? А что спорни ей? Стоп. Надо у меня вастры, дом легонца. Я как тот, аша, в кого судьесть един партия, он и телеспектатор, ну, председатель партии, дом легонца. Я как щину плачила модераторила эмиссионь. Комбой к тебе дат штиц. Что не важно, фура филя, фура плаха, фура додон, фура уамень бонь. В этот тимп фанчатся шоу фацами, чего ей фуры? Ёпта, ты чё, дом легонца, ну терминалску прикольно лезть. Адика, а еще, штикум, адика, пурзимблу, плаха, фура интро групп бини организат. Четко, он мол, санди дзели, все факут каруша, астади птимплу боронин. Филя дям еще кесту кяска, чего мой ромас для Владимир Николаевич, шти до подэнсу. Додон ромас фуры плаха, дал не шну пти с фури навес пчелишти. Что ладно, то такого пивода делал плохо. Я дико, короче, даешь тебе винитаз. Еще. И сын твами, кари, сын контент, кнор тренер Республика Молдова. Анцелезис. Ши и кредка, вын даже у сусынери массивы. Ш не бой поменит в истории Республика Молдова. Дело о партнере Дин Экстериор. Да партнере Дин Экстериор, дурну, сувы, ты щифа, канош, треищ, анцелезис. Да ты тоже воспоминаешь. И сын сигур, ка сви пистюхотар, сви протяжат, шашем адипарь. Ланой нового садус, не шон министру де пистихотаре. Ларатау пиону, ла мистер транспорт, ла метен бюро. Оплекат, ну ку, дуар оплекатор у меня. Энк сон туар шпюрма, энк сон туар заказ. Никотен керау проби видео шам эли партии. Де че... Поэтому грустно. Гуверну Гаврилица. Пика са ну пика в примавары? Ланой кыцы инвитация авем от тепаре? Воспон, ты де пинди, сейчас еще была дэнш кудам на мая. Аз держа упорни то разбой, Андрей Дашмарвер, Андрей Дамна, президент Шантьягуверн, что... Ну, как он вас понял, если то кяск рэпиди, сау май грев, адика... Да де че ей ж пермит аста? Ор ей тот сун такой, он где сун, эксклюзив датори ты май зам. Дом легонца, я каде аста еу мамирам, когда... Он байцел тенер, я колу ден тревамень бонь, я ну аляка де кондукатори, кажи, мы с этой поколы. Трюды супермис. Сыс пуи. Короче, да, стаж терминам, все. Ко есть, дум легон, все убрал, зворги, здесь при иконы месяц. Вообще, мы сайте вораш, вам не вор, да, мы... У нас трюды целек, вам интересно. Ну, короче, термин году стоит, закрыли тему. Господь, он трюды, короче, варь ее пшедень для пасш при министру, варь... Аллат хулабаша, жам, легат. Что за кой, кум он? Валет. Да ну валет, он сейчас и декрухи, шти. Ну, декрухи, кун все маму не меду по оке кое где добы, шти. А дика, сворбят, скажи, куда он, я не дал сама штремур я. Ну, де фрика, да де... Нерв. Де нерв, шти, а дика, с известно, к шьё ама вот, а дика, я цин минь, кун, я ра уни, кун, нам тут сулскот не шпечал для флореш чапа примару, шти, я им факут господар шпиурм. Комуния за ще каре спунес де консилиум муниципал бълс. И стал куколяк, мы спасаем город, ше ну, шти, ще един ты спунел к салвязы де сучали, шабтавр, короче. Дар сен шфорти бонь. Да, причас к сентен цары, ча вем статут де кандидат ла интеграра ин университет. Да, ну, мака, еще яр треб дедус ла Владимир Владимирович кому горичу. Так, ну, яра Владимир Владимирович Путин ку разбою. Апну майрам, шплус. Дом легонца, мы межи ку позришку дискусили. Так и нас вады партнери, сектору реал, а экономии, а реформе лоранжестить шамади партии, так вы, ребята, стоять, станция конечная, просьба освободить вагон. Он залезет. К яра ситуация цене змите, к вине, дуам на Меркель, бороться. Вот он мерлик филат. Вау. Да, ну яра шадимарика, асас. Дар яра камаша. Кому он залез, не Кирилл Владимир Васильевич? Со терминат, он залезет. Думал, сад, хай акас. Ходи. Нас мы исполняться на эти дни, сегодня мы овец инвитации для коллеги мои дин пресс. Потому что я вам респект коллеги, и ласам еще лора на эти интербери. Сон кием он пикал фел, аз и боботяза, ват скалдат пюндева. Ну, аз ну, ман скалдат. На, реушет. Да, кынш маскалт, тот, ам публикать его три варь. În viața mea, știi când facem asta? Nu tot. Părea că mă duc în biserică. Asta. Domnule Gonța, astăzi încă mă scaldamă, că
că merg să mă la culcare la Ghidi Ghici, toți n-o fac. Dar nu mai fac poză la tăci, fac, știți, adică, mai ales caz e greu la oameni, tot așa, haia nu asta e așa, iar... Ați mai crescut, Oleac. Nu, nu, unica și slavă Domnului s-a schimbat, nu țineți minte, Igor Nicolaici, eu tot sunt credincios. Numai Dodon la pat icoanele l-a întrecut pe metropolitul Vladimir, adică mă gândim că dacă pierde prezidențiale, a fost candidat la metropolit, înțelegi, că el l-a întrecut pe metropolitul Vladimir la vestile de biserici. Nu, suntem o țară creștină, trebuie să... ne păstrăm tradițiile, să ne păstrăm rădăcinile noastre, cel mai important, să dăm datoriile la rădăcinile noastre, dar cel mai important, să terminăm cu veseliile și mai departe, să muncim, să răsuflicăm mâncile și să mergem înainte, domnule Gonță, înțelegi? Amuca, să ridicăm o leac dispoziția la oameni, că e greu. Pot să vă dau eu o întrebare ca... telespectator unui moderator pe care îl cunoaște o țară întreagă și în afară. Dacă permiți. Așa, Olea, că îți descărcăm, că știi cum, e trist și așa mai departe, așa e răgut. Spate, da? Domnule Gonță. Aveți grijă, domnule Gonță. Nu, dar nu, nu, hai că așa. 100%. Domnule Gonță, ia că majoritatea femeilor spun că mai tare își iubesc copiii decât soții. Dumneavoastră, cum priviți acest lucru? Deși majoritatea femeilor spun că mai tare îmi iubesc copilul decât soțul. Eu sunt de acord. Sunteți de acord cu asta? Da. Domnule Goță, atunci explicați-mi, vă rog frumos, de ce când soția pleacă undeva, în oraș sau la rudin sat, poate să lese copilul cu vecina, dar pe soț și pe dumneavoastră nu. Domnul Sată, mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Nu plânge noi! Ne revedem. Cu Gonța iar plânge. Te-am prins a doua oară și cu boși. Și ne revedem la palat aici în studio. Domnul Gonță. Dar încă o dată trebuie să vă gândiți și dumneavoastră, telespectatorii, dar ești în bancul este. Deși femeia când se duci, dacă iubești mai tare copilul, ai confirmat și copilul poate să-l lese la vecin, dacă îți duci în sat, pe Gonță nu poți să-l lese mașină. Ori al bărbat. Așa. Ладно, ходим что-то разве по 50 шаг с... Доамни, ферешьте. Мечем акаса, собьем чай, вердишни клюкам. Фикари плакасы. Хай, дом легос, давай не будем грусить. Мультимест телеспектаторилор, не ведем он локалитет. На сайте ураши, вой публикари чен. Сайту, прин кари, кувас не организуем, с фачем графиком, кари сан вин, ураши, мы не парь. Мунчим, ше... Facem toți să fie bine. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.